Anul și la mulți ani, oameni buni. Crezi că tu fe? V-am promis că vă fac video. Când vine omul acasă, știți, mă refer pentru în legătură cu aplicația, da? Vă place cum am tuns? Între timp, nu știu, mă tuns cam scurt acum, nu știu ce să zic, tare scurt mă tuns. Și parcă numai nu-mi stă, nici nu știu cum să stau cu capul, că m-am tuns și eu m-am puțulit, dar pe nu știu cum să zic, că cred că frizerița asta care mă tunde pe mine, cred că s-o plictisit de mișioză. Zic, hai că te tund, am ușor, te mai tund o jumătate de an. Parcă prea mult, prea scurt, da? Îmi creștem repede părul, că știți voi că de la atâta creier îți crește părul repede. Așa. Asta e dovadă vie că stau pe scaun să mă tundă cum trebuie, că tot îmi spune că eu numai nu stau să mă tundă, pe dacă nu stăteam, nu-mi lua atâta din cap. În timp ce mă tundea, mi-am tot spus, mă, vezi că sunt că mi-e cam ușor capul, că pe bune, dacă nu, voi poate nu credeți, dar cumva, parcă dacă ai dita mai claia, de exemplu, dacă vă uitați la video pe care l-am pus azi dimineață, cum ar fi că azi dimineață, l-am pus pe la vreo 4-5 l-am încărcat dimineața. Asta înseamnă pe 11, stai că mi-a trecut pe mână, pe 11 ianuarie. Dar atunci mi-era părul așa. Și acum mi-e așa. Adică jumate părul, cred că mi-l luau. Și deja mă simțeam așa, parcă mi-era prea ușor capul, știți? Cred că acum dacă mă pun pe cântare cu o jumătate de chil mai puțin. Fac și o vrăjeală, dar unde e făcut vrăjeală? Dar am simțit eu că prea îmi tunde din păș. Am zis, mă, vezi că mi se cam duce păr. Simt că nu mai am atâta greutate. Eu zic că nu, că ești ok. Când mă termină și mă uit în oglindă, oh my goodness. Dar v-am ce să fac. Dar lasă că e bine. Lasă că e bine că într-o săptămână și să mă crește păr înapoi. Din ați văzut. Bun. Video ăsta fac și are legătură cu episoadele 66 și 65, dacă nu greșesc. Cred că ăla de azi dimineață pe care l-am pus a fost numărul 67. Deci dacă nu greșesc, așa e. Ăla de aseară a fost 67 și dinainte de el a fost 66-65 și avea legătură cu aplicația, da? Cu aplicația care îți numără cât timp ai de trăit. No, bun. Nu știu care v-ați uitat la video de aseară. Adică de azi dimineață. Eu zic de aseară, dar era de azi dimineață. Unde am menționat că nu mai sunt așa happy de aplicații, că am găsit ceva și parcă nu mai cred așa mult, dar cumva atât cred. Cred, dar nu cred. Știți? Dacă prima dată când am pus video, când am făcut video despre aplicația asta, dacă am zis că cred 50-50, ieri, de exemplu, când mă înregistrat și făceam video, nu mai credeam 50-50. Și acum vă spun de ce nu mai credeam. Pentru că eu... Și acum n-aveți cum să spuneți că mint, că n-aveți cum, că eu m-am înregistrat și v-am arătat. Deci vă rog frumos, oameni buni, nu fiți nesimțiți să spuneți că mint sau ceva. Deci vă rog frumos, nu fiți penibili. Nu fiți penibili că voi nici măcar nu știți cât sacrificiu am făcut să vin și acum să mă înregistrez. Mai ales timpul ăsta, că trebuie timp. Că poate, nu știu, eu cumva cred că e adevărat, dar nu știu, eu nu sunt așa de performanță, nu știu. Dacă vă aduceți aminte când am pus primul video despre aplicația asta, mi-am făcut ca și cum am dat și mi-a numărat atunci pe loc. Deci ați văzut că mie mi-a mai dat de trăit, cum ar fi, un an și 158 de zile, ceva de genul. Dar dacă vă uitați la episodul 65, se vede acolo mai clar, că acum nu am adus bine aminte. Și pe urmă, ați văzut că mi-am șters aplicația, adică mi-am dezinstalat-o, un install, de față cu voi. Na bun. Și pe urmă eu v-am spus că adică vă rugam frumos și pe voi să faceți, să vedeți dacă vă dă la careva mai puțin decât la mine, ca să vedem dacă chiar muriți înaintea mea și bla bla bla. Unii dintre voi v-ați făcut, alții ați fost foarte reticenți, alții între schimb v-ați schimbat părerea și v-ați descărcat-o. Dar ce vreau să spun e că până astăzi n-am găsit pe nimeni să aibă mai puțin timp decât mine. No, bun. În videourile pe care le-am făcut despre aplicație și în ăla de azi dimineață pe care l-am înregistrat și l-am uploadit, am zis că știu o persoană care cumva tinde eu să cred că ar avea mai puțin timp de trăit decât mine, așa, vizual, da? Pentru că e o persoană în vârstă. Și mai că e în vârstă, dar e foarte bolnavă persoana. Deci e bolnavă, om bun, da? E bolnavă. Și v-am spus că atunci când persoana asta vine înapoi acasă, că era internat în spital, da? Spus că o să eu, v-am promis că eu telefonul, îi descarc aplicația și să vedem cât timp îi mai dă. Acum, persoana aia a fost în spital până astăzi. Când zic până astăzi, e pe data de 11 ianuarie. Dar vă rog frumos să vă uitați să fiți un pic atenți la niște date aici, da? Deci pe 11 ianuarie.
Marți, 11 ianuarie. Eu o să încerc să pun video astăzi. Dar dacă nu reușesc, până mâine oricum îl pun. Da? Da, bun. Și până a venit omul ăsta acasă, de la spital, eu între timp, în urmă cu 2 zile, dacă nu greșesc, m-am dus la cineva. Și cumva a venit vorba de aplicație. Și o zis către mine, dar nu numai persoanele astea, și o altă persoană a zis, văduva neagră. Bine, iară, să ne înțelegem, mi-a spus pe mine, eu aici folosesc apelativul ăsta, așa, văduva neagră. Zis, văduva neagră, ce o să crezi tu despre aplicație? Dacă persoana pe care aștept să vină din spital, deci persoanele care mi-au adresat întrebarea asta cunosc omul de care eu vorbeam că vreau să descarc aplicația, deci chiar îl cunosc personal, da? Și au zis, ce te faci dacă, de exemplu, la persoana respectivă o să arate aplicația că are de 3 vreo 20 de ani sau 30 de ani șansă, păi nici nu mai cred în aplicație atunci. Deci nu o să mai cred absolut deloc, pentru că nu are cum. Omul ăla să mai trească 20 de ani, nu are cum, am zis eu. Și printre care, bine, asta a fost o discuție cu niște oameni. Pe urmă, cum v-am spus, acum în urmă cu 2 zile, stați să văd dacă mă registrez, așa. În urmă cu 2 zile m-am auzit la cineva și a venit vorba de aplicație, mi-a pus întrebarea asta. Și pe urmă am zis eu, așa, din vorbă, zic, măi, eu m-am gândit la o chestie să fac ceva până vine omul la casă în spital, da? Zic, eu vreau să o fac de față cu oameni, adică să, când mai fac încă o dată YouTube, adică să fiu foarte transparent și să vă arăt vouă cum fac, când descarc aplicația și o fac, să fac nou cu voi. Și persoana mi-a zis că să mi descarc acum, adică atunci când am fost acolo. Și am zis că da, dar nu, eu vreau să fac în video. După aia când să mi descarc, pentru că eu cum v-am spus, mi-am șters-o. Ați văzut și voi atunci în YouTube că eu mi-am șters-o, da? Deci nu a fost vrăjală, chiar am șters-o. Și pe urmă când să o descarc să văd dacă mă arată la fel, că acum eram curioasă să văd dacă mă arată la fel. Adică, da, că mai am un an și 158 de zile sau cât eu fost. Când s-o descarc, zice omul respectiv, păi lasă să mai treacă un pic de timp, zice, nu face chiar acum, zic, mă, hai că fac acum, că chiar îți curioasă să văd dacă mai mi-arată la fel cum mi-a arătat prima dată. Nu, oameni buni, vă spun serios, deci nu mint, deci oamenii care au fost acolo văzut, deci, eu cum v-am spus, dacă voi vreți să credeți că eu mint, e problema voastră, eu sunt foarte sinceră, sunt foarte transparentă, poate să fie benefic video ăsta, o să vedem în săptămâna asta, I don't know. Dar eu vă zic adevărul, dacă voi vreți să fiți nesâmțiți și să mă faceți că mint și așa, well, asta e. Dacă nu știți să apreciați gestul că, bă, am venit, am făcut video, fac videouri, oameni buni, ia o grămadă de timp să vii să te registrezi. După aia îți trebuie un pic de stare, un pic de flow. Eu acum nici nu mai chef să fac video, când am văzut ce mi-a arătat telefonul, să nici nu mai chef să fac video. Pentru că am o stare, voi nu știți. Acum nu vreau să mă tăplâng să zic că sunt obosită, că oricum sunt obișnuită cumva. Dar pe lângă oboseala acumulată pe care o am de atâtea zile, săptămâni și luni mai nou, mi s-a mai pus un pic de stres acum, dar o să vă explic imediat. Zici că mă iau niște crampe și niște nervi și niște simptome de nici nu mai știu ce să fac. Că, adică tot ce pot să fac e să aștept oricum. Dar eu mă gândesc ce se întâmplă dacă e adevărat. Dar bun, hai să vă zic ce s-a întâmplat cu aplicația mea încă o dată pe telefon și pe urmă ca să avem un pic de ordine și să mă înțelegeți, să nu fie un mes aici în explicațiile. Bun. Și mi-am descărcat aplicația din nou, aceeași aplicație. Pentru că nu știu care ați observat, sunt mai multe aplicații de felul ăsta. Adică scrie countdown sau poate un pic altfel, dar sunt mai multe aplicații care îți numără câte zile rămâi, da? Și mi-am descărcat de aceeași aplicație de același om, da? Pentru că te uiți acolo și vezi omul care a făcut aplicația, da? No, bun, și când am descărcat aplicația din nou pe telefonul meu, haideți să vedeți ce numerotare mi-a făcut acum. Deci o să-mi deschid telefonul de față cu voi, ăsta e telefonul meu, da? Deci cine știe îmi cunoaște telefonul, adică cum am uitat, asta e poza mea de așa, deci ăsta e telefonul meu, oameni bun, da? Aseară m-am enervat pe el, că am crezut că mi s-a stricat. Oricum nu a fost el scump și eu am grijă de lucruri, da? Nu, să mai duc și are cu timpul. Am crezut că mi s-a stricat și mi-am luat ăsta, screen-ul ăsta protector, trebuie să mă o să-mi cumpăr altul, deci acum nu mai am protectorul, înainte aveam protectorul, acum nu mai am, da? Am vrut să mă duc astăzi, mă, că am fost foarte busy și nu știu, parcă mereu când e vorba de mine e busy, când e vorba de alții, mereu îmi fac timp, nu știu cum să eu așa. Bun, haideți că-mi pun parola. Nu, parola o țin eu numai să văd când o pun. Și pe urmă îndrept telefonul să vă arăt, deci, aceeași aplicație de același om. Vă rog să fiți un pic atenți, da? Bun. Și arăt să vedeți acum ce numerul tare îmi dă. Deci tot mie. Și să nu uitați că în urmă cu câteva zile, nu mai știu exact cu cât, dar dacă vă uitați când am postat video numărul 65, ați putea să estimați voi.
Mi-a dat un an și 158 de zile. Sper să nu greșesc. Și acum uitați cât îmi dă. Aceeași aplicație. No, numai un pic vă rog să-mi pun parola, că e un pic cam lungă. E cât un kilometru de autostradă neasfaltată din România. Numai un pic. No, bun, deci ăsta mi-e telefonul meu. Ok, stați-mă un pic să ajustez luminozitatea asta, un pic să se văd acum, să vede un pic mai... Știți, să nu fie nici prea tare, dar nici prea încă să vede. Nu uitați, acum dau așa, dacă să vedeți. Nu mi-am mai șters, deci atunci, duminică, când a fost, cred că duminică am fost la unde am fost, nu mi-am mai șters atunci aplicația, ca să o să vedeți și voi ceea ce vă spun. Uitați, apăs cu degetul, da? Deci fiți cu mine așa. Și acum să așteptăm să numere și să vedeți că îmi dă cu totul alt. No, uitați aici, oameni buni, uitați aici. Acum, sper că vedeți, dați-mi un pic într-o parte așa. Acum, ce când de 34 de ani și... Auziți aici ce sunet face, stați un pic. Ăștia ce și speri. Zici că ești la mult acum, așa sau... Iar s-o aprins ăsta. O opresc, da? Deci ați văzut, da? 34 de ani. No. Eu acum o să-mi un install din nou. Deci chiar că o să-mi un install. Deci că nu mi-o mai trebuie acum. Am vrut să vă arăt vouă, da? Uitați, dau aici să-mi o dezinstalez, pa? Stați să vedem dacă îmi dispare. Trebuie să dispare de acolo. Nu mă un pic, vă rog. Stați acolo cu mine. O dispărut, da? No, bun. Acum... Înainte să vă arăt ce mai vreau să vă arăt, eu pentru faptul că am văzut că mi-au calculat 34 de ani acum, sper că nu greșesc, așa, 34, deja mi-am pierdut cumva, adică parcă n-am mai, cumva mi-a scăzut din 50%, zici că mi-a mai rămas mai 20%. Cam atât mi-a mai rămas să cred că cumva ceva atât o încercat ei să facă, numai că problema e că nu știu cine... Poate nu, algoritmul meu pe care o folosesc nu a fost ok sau nu a fost suficient ca să track all the data, history, nu știu. Dar au scăzut credibilitatea, adică am zis prima dată, zic, bă, eu sincer să vă spun, când mi-a arătat că mai am un an de trăit și 158 de zile, adică cum ar fi că anul viitor, în luna iunie, aș fi fost moartă, sincer, și vă spun sincer, ca cum vedeți voi, cumva ce ți arată aplicația și cum îți știi tu viața ta, cumva poți să gândești, bă, e adevărat sau nu e adevărat. Și eu vă spun sincer că am crezut aplicația. Pentru că eu știu unele chestii despre mine și cumva zic, bă, da, chiar să leagă faza asta cu aia, cu aia și zic, bă, chiar cred că e adevărat. Dar pe acum când văd că îmi dă 34 de ani, pe oameni buni, eu vă zic serios, că eu 34 de ani. Deci asta, cu aplicație, fără aplicație, eu știu eu că nu mai trăiesc 34 de ani. Nu există. Nu. Și aici nu vorbim de că, bă, nu trăiesc că te sinucizi, nu. Știu eu că nu trăiesc atâta. Nu, n-ai cum. N-ai cum. Când sunt unele chestii. Nici n-am eu chef să vă zic mai multe, că n-am eu chef aici așa, eu am zis eu că sinceră, dar cum am menționat și în alte video, nu înseamnă că abuzez de sinceritatea mea să vă zic vouă totul, pentru că sunt ele aspecte pe care nu să le vorbesc niciodată în fața voastră. În schimb, pe area pe care prefer să vi le spun, o să fiu foarte sinceră și honest, că bă, ori spun sincer, ori mai bine nu spun, că la mine cam așa mere, eu ori vorbesc, ori nu vorbesc, că ori sunt pe mucles, ori chiar vorbesc, no, bun. Și când am stat acum că mi-a dat 34 de ani, zic, n-are cum. Dar n-are cum și într-un fel am fost supărată. Zic, cum să-mi dai 34? Și acum câteva zile mi-a dat un an și 158 de zile. E prea mare diferența. Și atunci eu am ținut în mine supărarea asta un pic că m-am supărat. Pentru că, eu vă spun sincer, dacă mi-ar fi fost arătat la fel, eu pe cuvântul meu că eram dispusă să fac gestul de care v-am spus, pe cuvântul meu că eram dispusă să mă căsătoresc cu cineva legal doar ca să îi asigur, adică să ajut financiar persoana aia. Că eu, ca să scot acum, să-i dau la cineva 1.000.000 de euro. Eu n-am de unde să-i dau. Sau 500.000 de euro. De ce să-i dau acum 500.000 de euro? Că am eu nevoie de ei ca să mă ajut pe mine și la rândul meu să pot să ajut pe alții din spatele meu care au nevoie de ajutorul meu, mă înțelegeți voi? Deci n-am cum, dar dacă eu aș fi știut cu precizie că mor anul viitor, în iunie, îmi deschideam un policy, un life assurance policy, și asiguram acolo pe 1.000.000 de euro, dacă era prea mult, pe 800.000 de euro, dacă nu 500, măcar jumătate de milion tot făcea. Și asiguram. Și îmbogățăm pe cineva. Dar acum eu cum să mai pot să fac chestia că eu cumva mai că nu mai cred. Numai că cu toată supărarea asta mea, cumva am zis, mă, ceva din mine îmi spune, mă, îi un pic, ceva de adevărat.
Adică trebuie să fie oameni buni, că inteligența asta artificială, numai că voi nu vreți să mă înțelegeți pe mine, că știți care e faza. Indiferent că aplicația asta e adevărată sau nu, adică cu estimat moartea mea sau a voastră, cu estimat-o bine sau nu, indiferent, inteligența artificială există. Adică telefon există. Tu când suni pe cineva, persoana aia primește apelul și îți răspunde. Când tu vrei să zbori, avionul ăla există. Când tu vrei să-ți pregătești ceva de mâncare, aragazul există. Când tu pornești televizorul, oameni buni, în orice aproape există inteligența artificială. Numai că voi nu credeți. Și acum pun pariu că o să spuneți, a, pă, uite, am știut eu că nu e adevărat, ce te vorbește? Ok, eu niciodată n-am susținut că aplicația asta ca și cum vai de mine cred 100% și până la urmă. Și să fi spus eu că cred 100%. Asta nu înseamnă că validează teoria aplicației, nu înseamnă că tot ce spun eu, așa trebuie să fie. Mai ales unde nu sunt nici sigură, că nu eu am făcut aplicația. Mă, când fac un document, când mă ocup de app, în situații în care spun om, te rezolv 100%, în situații în care zic, bă, rămâne de văzut, sau 50-50, sau înțelegeți voi? Și acolo doar pot să dau eu niște procentaje, adică sigure și bazate pe gândirea mea și pe profesionalismul meu. Dar și cu aplicația asta am să așa numai, bă, că mi se pare ceva logic. Și de-aia am zis că cred 50%, știți? Dar, cum v-am mai spus, nu înseamnă că dacă mie mi-a arătat aplicația acum altă cifră, deși eu vă spun eu, 34 de ani nu există la mine să mai trăiesc. Nu există. Mai degrabă aș fi crezut și mie și prima dată, ținând cont de alte aspecte, dar o să vedem. Rămâne de văzut la mine. Dar eu numai ta vreau să vă rog, nu faceți vrăja la oameni buni, că vedeți voi că cineva a zis că cred că la video 65, când am pus primul video sau al doilea cu aplicația, numărul 66, am zis ceva de genul că noi nu putem depăși inteligența artificială doar și numai atunci când vine vorba de inteligența emoțională. Dacă nu știți ce înseamnă inteligența emoțională, oameni buni, vă rog frumos citiți pe Google. Pentru că în ziua de astăzi, cum a zis cineva, dai pe brother Google sau pe sora Siri și găsești ce informații vrei tu. Ok? Și inteligența asta emoțională, noi acolo tindem noi să fim, sau ar trebui să fim, mai ok decât ăștia, inteligența artificială. Când zic inteligența artificială, mă refer la mașinării, la chestii de genul, pentru că oricât ar încerca oamenii ăștia de știință să simuleze, să facă roboți ăștia să înțeleagă comportamentul uman, pentru că fac și ei tot felul de teste, oricât ar încerca să facă chestia asta, e un pic cam greu să înveți o mașinărie să aibă emoții. De exemplu, când vezi pe cineva să plângi, cineva care suferă. Numai că vedeți voi, cum am zis eu și în descrierea aia la video, noi ca oameni ar trebui să avem toți un număr foarte ridicat, un grad foarte ridicat de inteligență emoțională, dacă ar fi să-l calculăm statistic. Numai că mulți nu-l aveți. Mulți nu-l aveți, adică, de exemplu, sunt foarte mulți oameni care sunt reci. Când zic reci, mă refer la comportamentul lor. Asta fie că se iei așa, sau fie că i-au adus ceva în starea asta, pentru că, sigur, sunt și oameni care cândva au fost mai plăcuți, cândva au fost mai open, cândva au fost mai altfel, mai calzi ca comportament, ca și gândire de altfel, dar din cauza partenerului sau partenerei, habar n-a, sau din cauza traumelor pe care le-au trăit de-a lungul timpului sau de-a lungul vieții, cumva l-au schimbat sau au schimbat-o și automat parcă că ajungi ori să te facă să te schimbe în mai rău sau în mai bine. Că să rămâi tot la fel nu se poate, oameni buni. Deci noi nu putem să rămâi tot la fel cum suntem astăzi, să fim și mâine, nu. Cumva te schimbi înspre bine sau înspre rău. Și mulți oameni nici măcar nu au gradul lor de inteligență emoțională, ei varză. Mai că nu există. Adică, mă, nu zice nimeni să fii cum eu, că eu, de exemplu, la unele chestii, nu vi le spun, care sunt foarte sensibile, extra mega. La altele, încerc să fiu mai strong, pentru că și profesia cumva ți impune, trebuie cumva să fii mai țap, în cum zic bătrânii, un pic mai statornic. Dar sunt altele în care sketch-up, că asta e, că, mă, eu măcar mă cunosc, măcar știu și accept așa cum sunt. Dar asta nu e lucru rău. De exemplu, altul, dacă te-ar vedea că plângi într-o situație, ar spune, nu, mai arăt, te-a pus de cânta. Bă, dacă tu asta o vezi ca slăbiciune, no problem. Eu nu văd ca o slăbiciune că mie îmi vine să plâng când văd pe cineva nu știu cum sau mi se întâmplă câteodată dacă vorbesc despre anumite chestii. Așa, dintr-o dată să vine să plâng, asta nu înseamnă că vai de mine am eu ceva probleme, depresie. Nu, pur și simplu îmi intru în starea aia și e așa cum e. Dar eu când am zis atunci că noi numai în inteligența emoțională am putea să întrecem, adică chestiile astea, robotismul ăsta, robotica de inteligență artificială, mi-au zis câteva persoane, dar păi ce? Nu tot omul
a făcut cum ar fi aragazul. Nu tot omul a făcut telefonul. Nu tot omul a făcut un avion. Ba da, oameni buni. O echipă de oameni, da, nu știm noi din câți membri, dar o echipă de oameni cum ar fi o creat o aplicație, o dezvoltat un software, o creat un, adică o făcut un telefon, ca să vorbesc și mai simplu să mă înțelegeți, o făcut și avioane, ba da, oamenii. Numai că voi ce, nu m-ați înțeles pe mine ce am vrut să spun, că atunci voi ați spune ok. Dar dacă oamenii au făcut ei chestiile astea, cum ar putea chestiile respective, adică tehnologia asta să depășească umanitatea, adică pe noi? Și vă, adică cum s-ar putea, ca și cum v-ați spune că nu se poate. Păi, mă, oameni buni, e ca și cum i-ați spune voi mie. De exemplu, sper să mă înțelegeți exemplele și sper să le fac și o să fie relevante, că asta e. Că eu în capul meu, cumva, câteodată, parcă mi se pare că e relevant ceea ce vorbesc și exemplele pe care le dau și încerc să le leg, dar poate vouă nu vi se pare. Eu acum încerc să vorbesc cum știu eu, cum gândesc eu și cum pot. Dacă aveți de luat ceva bun, luați, dacă nu, nu. De exemplu, un antrenor, da? Când antrenează un copil la fotbal, normal că în momentul respectiv, antrenorul e mai bun, el cumva modelează copilul, el cumva ajută la dezvoltarea performanței sportive a copilului, da? Numai că între timp, copilul poate să progreseze și să evolueze într-un mod atât de plăcut și de avansat, încât la un moment dat poate să-l întreacă pe antrenorul ăla. Adică poate să devină un antrenor mai de succes decât antrenorul pe care el l-a avut de fapt, da? Mă un pic să fac ăsta un pic mai sus, că zici că mi se vede aici peptul și n-am chef. Și poate să fie mult mai bun decât el. Adică să-și întreacă învățătorul, cum ar fi, da? Dacă nu m-ați înțeles cu exemplul ăsta, adică cum am vrut eu să vă dau exemplu, într-adevăr, tot oamenii au creat, cu știință au creat telefon și așa mai departe, dar asta nu înseamnă că aparatura respectivă sau tehnologia respectivă nu poate să fie mai performantă și mai eficientă decât oamenii pe care au creat-o. Nu înseamnă că nu se poate. Exact cum a spus cu copilul ăsta și cu ăsta, cu antrenorul. Dacă nu mă înțelegeți nici așa, hai să vă explic un pic altfel. Ok, să spun că te urci într-un avion, da? Dar să nu uitați, avionul a fost creat de oameni. Că vreau să vă explic un pic să mă înțelegeți, dacă vreți, dacă nu rămâneți așa cum sunteți voi în gândirea voastră. Și tu ai, deci oamenii, o echipă de oameni foarte smart, au creat un avion, da? Ceea ce înseamnă că ei au pus foarte multe componente de inteligență artificială și au creat un bun, un produs, da? Un item. No, acum, să presupunem că tu vrei să zbori sau tu, voi, imaginați-vă un pic, da, vă rog frumos, eu sunt în Irlanda, așa că o să vă dau un exemplu de ruta asta, România-Irlanda, ok? Bun. Să presupunem că nu zburați cu escală, cu nimic și că un zbor durează aproximativ 3 ore. Să presupunem că nu-s turbulență, nu-s nimic, adică zbori cum trebuie. Zbor lin fără că cade de cioară în aer care să-ți apese greutatea la, știu, aripile alea și să-ți să deturneze avionul, nu știu, habar da. Bun. Te urci în avion. Din România vrei să vin Irlanda. Ok? 3 ore. Avionul ăla te aduce în 3 ore. Sau din Irlanda în România. Cum vrei tu. Acum, eu ce vreau să zic cu chestia asta? Ăsta e un exemplu pe care vi-l pot da și sper să-l înțelegeți, că eu cred că e simplu să-l înțelegeți, mai ales la cât vorbesc și cum explic. Întrebarea mea e următoare. Tu te-ai urcat în avion și ai ajuns în 3 ore. Sau hai să zicem 4 ore, 2 zămatări, 4 ore, cum vreți voi. Ai ajuns datorită cui? Oamenilor, echipei care au creat avionul și avionului în sinea lui, da? Și avionul. Acum, nu are rost eu să mă apuc să menționez tot personalul. Stoardezele, pilotul, oamenii de la sol, că e o echipă întreagă care îți facilitează ție serviciul ăsta ca tu să poți să zbori când vrei. De-aia nu, eu nu vă înțeleg pe mulți dintre voi, vai, nu zbor, numai dacă e cu 30 de euro. Băi, omule, găsești cu 30 de euro din Haști în Paști? Plătește cât e de plătit? Pentru că tu din banii aia de bilet îs atâția oameni care sunt reținuți stafful ăla. Mă înțelegeți? Voi da bună fine. Întrebarea mea e următoare. Ca să vă răspund la întrebarea aia voastră, ca și cum că dacă omul a creat inteligența artificială, cum se poate inteligența artificială să fie mai bună decât oamenii care au creat? Păi dacă tu te-ai urcat în avion și ai venit în 3 ore, avionul te-a adus. Pentru că în echipa aia, un om a contribuit într-un fel. Unul a făcut motorul, altul a făcut software-ul, altul a făcut butoanele, altul a făcut, nu știu, ce componente are avionul ăla, că eu habar n-am. Și atunci, toți împreună au creat un bun. Bunul ăla ți-e de foarte mare ajutor. Acum, dacă v-aș întreba altfel, dacă oamenii aia erau împreună într-un birou sau într-un laborator, cum vreți voi, da? Și nu creiau avionul. Stăteau numai atât și vorbeau unul cu altul. Bă, ar fi bine să facem un avion, uite așa, dar ei nu-l făceau, doar vorbeau.
Și între timp tu aveai nevoie să zbori din România în Irlanda. Și în loc să-ți cumperi bilet, te-ai fi dus la ei în birou și ai fi întrebat, nu vă supărați, cum fac să ajung din România în Irlanda? Și ți-ar spune, mă, dacă noi am avea un avion, bla, 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 ai ajunge în 4 ore. Dar noi nu avem avion. Avem numai ideile, avem cunoștințele, tot, 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 dar nu avem avion. Dar spune-mi tu mie, cum mai ajungi tu în Irlanda în alea 3 ore sau 4 ore? Nu mai ajungi, pentru că nu mai ai cum. Că nu ai cum. Sau poate oamenii au să-ți spună, ok, uite, dacă ei, dacă te duci cu bicicleta și îți cumperi bicicletă fără rudă să nu te mai lovești la alea, poate ajungi în 50 de ani, sau dacă iei trenul, dar nu există așa ceva, dar mă presupune că vin cu alternative. Eu ce încerc să-ți spun? Să vă spun, oameni buni, că un pic parcă mă nervați, că zici că mă, parcă nu înțelegeți, zici că sunteți bătuți în cap câteodată și mă nervează. Aici, în cazul ăsta de față, e un exemplu foarte clar de văzut și simplu de înțeles, că avionul sinea lui te-a adus, adică a fost mai eficient cu ce? Cu transport, cu timp, cu bani, din orice punct de vedere, eficiența a fost mult mai ridicată, rapiditatea, calitatea, decât echipa care a făcut. M-ați zis voi, sau? Pentru că dacă nu era avionul, tu n-ajungeai în 4 ore. N-aveai cum. Deci aici avionul a întrecut cumva echipa de la sol. Deci echipa de la sol o creat, o dezvoltat, o făcut bunul ăla. Ok? Sau gândiți-vă, de exemplu, la oamenii ăștia de știință, care creează tot felul de aparate sau mașinării, nu știu cum să le spun, să mă înțelegeți, din spital. Îs unele spitale în care, de exemplu, când se duc oamenii, am văzut și eu pe internet, la documentare așa mai departe, că n-am cum să le știu pe tătii numai de la mine, așa, câteodată, da, unele idei mă aparțin, sunt cel dreptul de autor, dar la astea nici nu se pune problema, că nici aș fi știut dacă nu mă uitam. Și m-am uitat și am văzut cum sunt unele spitale în America și în alte părți ale lumii, apoi ce am văzut la chinezi, adică ce se vedea pe YouTube, rămânea mască când vedea. Și dezvoltau, adică creau un fel de mașinărie și când omul trebuia să fie operat de o tumoare sau știu ce alte probleme, dacă operația în sine ar fi durat, nu știu, 10 ore, 11 ore, că vedeți voi, e greu să fii chirurg, e greu să fii doctor, e greu. Numai că voi n-apreciați doctorii, că de ce să-i apreciați, că voi sunteți tăți doctori, nu? Adică voi tăți sunteți doctori, voi tăți vă atribuiți merite, calificări, deși nici nu le aveți. Nu, numai că n-aveți calificări, voi n-aveți nici aici. But anyway, hai că acum m-am lungit, că m-am... să vă fac un pic să înțelegeți. Eu și să vreau să fac videourile astea scurte, parcă nu mi-asă să le fac, nu știu, parcă nu mi-asă. Și dacă operația ar fi durat atâta timp, și poate uneori, nici măcar nu erau șansele de supraviețuire, să zici că câteodată 50%, 40%, câteodată erau foarte minime, dar totuși doctorii îți dădeau interesul. În spitale în care se folosește mașinării, adică în care au în componența lor inteligența artificială, vă rog frumos, dați pe Google și vedeți ce înseamnă inteligența artificială, să mă înțelegeți un pic. Și atunci mașinăria aia efectua, da? Efectua operația în sine. Dacă operația doctorului făcea în 10-11 ore, mașinăria o făcea poate în 20 de minute, o jumătate de oră. Și atunci și rata de succes creștea. Adică dacă doctorul spunea, mă, te operăm, dar 6 de supraviețuire de 30%, mașinăria îți dădea 6 de supraviețuire 80%. De ce? Pentru că efectua operația aia mult mai repede. Și cu cât o făcea mai repede, eficiența creștea, șansele de supraviețuire creșteau și precizia era mai bună. Pentru că, și ăsta iar e un exemplu, oameni buni, unde inteligența artificială depășește calitățile noastre. Le depășește, că asta e. Și pe mine ce mă întristează la chestia asta? Că pe de-o parte e bine, dar pe de-o parte e rău. Pe de-o parte e bine pentru că, uite, dacă ai pe cineva care ți-e drag și ajunge la spital și, de exemplu, roboți ăștia, pa, 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 execută chirurgii și tot felul de chestii, operații, te bucur, nu? Că ți-l salva pe cel drag. Dar, într-un fel, e trist. E trist pentru că te gândești, bă, eu mă tot gândesc la doctor în cazul ăsta, pe bine, dacă nu. Te gândești, bă, eu am studiat, bine, dau un exemplu eu, dar eu nu am studiat, eu nici nu-s bună de așa ceva, eu n-aș fi în stare să... Doamne, și vreau să mă duc eu să... Eu sânge la cineva sau așa ceva nu există, eu n-aș putea să fac asta, but... Să spunem că eu sunt doctor care am studiat o grămadă de ani, că știm tot, adică ar trebui să știți că un doctor studiază enorm de mult. Bun. Și te gândești, bă, eu am studiat, dacă mă refer la doctori care îs trecuți de o vârstă de 50-60 de ani, că ea mai apucă să profesează după aia la pensie și așa, nu. Mă refer la ăștia mai tinerei, așa, pe la 30 de ani. Și te gândești, bă, am studiat atâți ani, poate apuc să lucru câți 2-3 ani, hai să zicem 4-5, și pe urmă munca mea, jobul meu, e replaced, adică e luat de inteligența artificială, adică de roboți. Acum se discută foarte mult și în America și în alte țări, îs dilemele astea, îs... Nu știu, nici nu știu oricum dacă o să se rezolve ceva, că sunt contradictoriu, adică din cauza
evoluării tehnologiei, cum ar fi, adică inteligența artificială, multă lume o să-și pierdă job, oameni buni. Deja multă lume și-o pierdut joburile. Uitați-vă, de exemplu, la Amazon. Că acum bănesc că marea majoritate care vă uitați la mine trebuie să știți de Amazon. Adică tu îți faci comandă acum de pe Amazon, eu am văzut eu și nu-mi plătești premium sau nu știu ce membership, că atunci ai tot felul adică dispune tot felul de benefits, știi? Adică de beneficii, îți vine mai repede, nu știu. Nu, eu am normal. Păi eu acum am comandă pe Amazon, de exemplu pe Amazonul din Anglia, și în două zile mi-e vine pachetul. Cum? Pentru că ei deja au început să elimine foarte mult din staff, oameni buni, foarte mult din staff. De ce? Pentru că ce s-au gândit director, da, the chief executive officer, ce s-au gândit el? Stai un pic. Că mai bine elimin 100 de angajați și pun 30 de mașinării în schimbul lor și mașinările sunt mult mai eficiente. Pentru că le-ai programat și pac, să duc eu colegi. Eu m-am uitat la un video foarte scurt, cred că era de vreo 20 de minute, pentru mine era scurt, ținând cont la ce m-am uitat și conținutul respectiv. Și să vedeți mai cum erau niște roboței mici, pac, luau cutiile, pac, 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 pac. Că dar ăia nu trebuie să meargă la baie. Ei nu sunt oameni, ei nu obosesc. Înțelegeți voi? Și e trist cumva. Vedeți? Orice lucru în viața asta are cel puțin două părți. Cel puțin. Una negativă și una pozitivă. Normal că îmi place că mă ajunge pachetul mai repede. Doar care dintre voi v-ați gândit, bă, mi-a ajuns pachetul mai repede. Dar sunt atâți oameni care o să rămână fără muncă. Și au rămas deja foarte mulți fără muncă. Și ăsta, chestia cu Amazon, e numai un exemplu. Cu doctorii, numai un exemplu. Foarte multe joburi, oameni buni, o să fie... Nu o să mai aveți de muncă. Voi ăștia care munceți, o să mai aveți de muncă. Mai greu să-și pierdă jobul pentru, să presupunem, pentru un psiholog sau pentru joburi astea care implică foarte mult inteligența emoțională. Știți că acolo deja eu m-aș gândi cum ar putea copilul să fie foarte atras de învățătură dacă în fața lui vine o profesoară robot decât o profesoară umană. Că vezi, o profesoară care e profesoară bună sau învățătoare bună, că mai care și nici nu știi cum a ajuns acolo, mai vine și spune, wow, ce frumos ai făcut, poate te mai cuprinde, poate o mică observație frumoasă pe care un robot cumva it's lacking of these emotions, adică nu are emoțiile astea, știți voi? Dar e tristă situația, numai că acum m-am lungit să vă dau un pic exemplu astea, să înțelegeți odată că inteligența asta artificială ne depășește cu mult. Chiar dacă tot oamenii au creat-o, ne depășește, pentru că odată toate componentele puse la un loc și formând în un întreg, un nucleu, deja la face wow, explodează și ne întreace pe noi și e trist. Cum am spus, într-un fel e bine. Ce mie nu-mi convine că, exemplu, nici nu știu, vreau să fac un transfer de bani. Și nu mai trebuie eu să mă apuc, să trimit pe nu știu cine și să-mi fie frică că, bă, dacă duce bani... Nu, pac, am intrat pe telefon, am semnat, ai bani, pa, pac, am făcut transferul, spus, mi-a convenit. Că e conveniență la mijloc, da? Flexibilitate, conveniență, eficiență maximă. Dar după aia, ok. Doar câți oameni și-au pierdut jobul ca eu să pot să efectuez tranzacția asta cu succes? Oare câți oameni? Voi vă gândiți la asta? Nu vă gândiți, oameni buni. Și apoi, tot voi spuneți mie că nu, că n-are cum inteligența artificială, adică roboți ăștia. Bine că nu e vorba numai de roboți, că în telefonul ăsta inteligența artificială sub altă formă, de algoritmi și așa mai departe. Dar nu mai spuneți voi mie că cum să fie inteligența artificială mai smart și mai eficientă decât noi? Pentru că deja v-am dat niște exemple și acum nu mai vreau să mă lungesc aici, că vreau să mă întorc înapoi la aplicația asta, că n-am chef să fac video lung, dar tot eu mă tălungesc să mă înțelegeți voi. V-am spus cum stă situația cu aplicația mea și cum mi-a arătat. Și acum, v-am promis și azi dimineață când am făcut ultimul video la înhalatul la roșu, că atunci când o să vină omul respectiv acasă, o să mă duc la el și o să îi descarc aplicația să vedem cât îi dă. Omul a venit acasă, într-o stare foarte, n-are rost. O trecut, cred că, o oră până când am putut să vorbesc cu el, că noi făceam ceva în timp ce l-a venit acasă și, în fine, cam după oră când o să sătil, m-am dus la el și când am văzut cum arată, într-o stare, deci, n-are rost. L-am întrebat, zic, sorry că te întreb. E un irlandez, da? Pentru oamenii care nu știți, e un irlandez, ok? Un irlandez în vârstă și bolnav. Și l-am întrebat, sorry că te întreb, dar doctorii ăștia când te-au lăsat acasă, te-au văzut? Pentru că arăta foarte rău, oameni buni. Eu dacă eram doctoriță, eu nu l-aș fi lăsat acasă. Nu, dar n-ai cum să lăși acasă. Deci în condițiile în care el s-a prezentat, tot îndoit, abia putea să vorbească. Și că să vorbească, că abia... nici își mai ridică picioare și trage după el. Bine, mai multe detalii despre sănătatea lui nu vă pot da, că nu cred,
nu, și nu cred că e frumos din partea mea, nu știu, dar un pic vă spun așa ca să mă înțelegeți, ok? Să fiți în pictură cu mine. Și normal că eu când l-am văzut așa, mi-au venit două gânduri, zic, mă, în timp și mere el și fumează, că apă și fumează, că, no, asta e. Mă gândeam eu, mă, în timp și mere el se fumează. Eu iau telefonul fără să-l întreb și descarc aplicația și fac, dar nu durează mult, m-am gândit eu. Dar după aia, tot eu, după câteva secunde, n-am cum să fac asta. Cum să iau telefonul așa? Zic, nu, trebuie să-i cer voie. Numai că acum deja eram un pic derutată, că zic, mă, ok, eu vreau să-i cer voie, dar... Vedeți voi că voi asta nu mă înțelegeți pe mine când zic situația și context. Oameni buni, nu tot timpul ne putem permite să punem niște întrebări. Nu tot timpul te poți comporta într-un fel. Poate odată poți să-i spui la om, bă, adică depinde de relație, dar, de exemplu, poate câteodată poți să spui o glumă și poate câteodată nu. Depinde situația și contextul. Cum te afli, unde te afli, factorii extern, intern, le analizezi. Mai că nu zic de voi nici analizați, că nu înțelegi ce vă spun eu. Și atunci eu cumva mă frământam. Zic, mă, n-am cum să-i zic să-mi dai telefonul acum pentru că, uite cum se simte. Și în același timp, tot mă gândeam că nici să-i leu așa, numai că mă sunt prost. Deși nu era mare brânză. El era la capătul masei, eram, mesei, eram la ăsta la, nu mai luam telefonul și gata. Și zic, mă, hai că mai stau, mai povestesc cu el un pic și să vedem. Asta și-am povestit cu el, cred că vreo oră și un pic. Bine, discuția a fost un pic tristă, pentru că nu prea puteam să vorbesc, că... El nu prea putea vorbi, eu încercam să-i spun să nu prea vorbească, că se consuma... El și când a fost luat de acasă, a fost luat din cauza că nu mai putut respira și, în fine, mai multe chestii. Și mie mi-era cumva frică să nu, Doamne feri, să nu fac un heart attack lângă mine, că eu, nu știu, rămân cu sechele după aia. Și după ce a trecut un pic, o oră și ceva, am văzut că și-a mai revenit, așa, și am zis, nu te supăra, poți să iau un pic telefonul tău să mă uit pe Google. Acum, într-adevăr, nu i-am spus ce vreau să fac cu telefonul, că n-am vrut nici să-l speriu sau habar n-am, că nu știu ce reacție ar fi avut el la chestia asta. Dar am zis, te rog frumos, dai-mi un pic telefonul, că vreau să văd ceva pe Google. Și o scrie, yes, of course, you can have it. Bine, eu știam că așa o să zică, dar chiar dacă știu câteodată cum spun oamenii să-l acționează, mi-e place să-i întreb, îmi place să cer voie, nu știu, să mă asigur, mă, că e așa. Că, no, bun, eu telefonul. Și vreau să descarc aplicația numai numere. Când mă uit, nu era conectat la internet. Bun, îl conectez la internet. Și el mă tot întreba că ce, că e ok, că el vedea că eu mă nervez. Da, da, zic, mă, un pic că nu mai are internet. No, bun, el între timp tot vorbea, eu am zis că să mă scuză că sunt cu capul telefon, dar l-ascult, știți? Că nu vreau să creadă că nu respect, că stau pe telefon, dar eu încercam, adică să-l și ascult pe el, dar să-și fac aplicația. No, bun. Îl conectez la internet și dau să caut aplicația. Găsesc aplicația, Countdown, app, numai că care am găsit-o lui nu era creată cum ar fi de omul care, la care mi-am descărcat eu. Mă înțelegeți voi? Ca și cum... Nu am fi să vedem ce mi-a scris, să vedem dacă e urgență. A, nu e urgență, ok. E ca și cum eu care mi-am descărcat-o, a fost creată aplicația de Băsescu și pe care am găsit-o lui a fost creată de, nu știu, de Iohannis, da? Ca să mă înțelegeți un pic așa. Bine, cu toate astea, eu am descărcat-o. O descarc și își apăsă numele. Am dat sonorul în ce să nu audă omul, că vă dați seama numai după sunit, să-ți dea seama că, bă, la ce te uiți acolo. Și când am văzut cum îi arată, zic, mă, stai să închid telefonul, să îl resetez, că el are foarte multe aplicații, poză, video și odată telefonul încărcat cu atâtea, mă gândeam, bă, poate dacă îi resetez, îmi arată altfel cum ar trebui. Da? Să văd, adică, cifra în sine. Că eu, ați văzut la mine cum se vede 34, se vede 34, nu se vede numai jumătate de la 3, de la 3 sau de la 4. No, bun. Îi resetez telefonul. I-am zis că să mă scuză că îi resetez telefonul, numai că mai îmi trebuie două minute pe telefon, că nu. Așa au zis că nu problem, domnule. Oare bine, bine. Și când îi resetez telefonul, dau din nou și mă apare la fel. Acum, în timp ce a arătat ce a calculat lui, vă spun sincer că chiar dacă mie mi-a schimbat calculația, adică nu mai mor într-un an jumate, ci că mor 34 de ani, oricum așa ceva nu există, cumva chiar dacă n-am mai crezut așa de, n-am mai văzut așa de credibil aplicația asta, cumva atât aveam emoții în timp ce număra lui. Și când am văzut cât i-o dat, vă spun sincer, m-a luat așa niște, nu știu,
o stare foarte aiurea. Și chiar la câteva persoane le-am spus, am zis, mă, când se întoarce omul ăsta acasă la spital, chiar vreau să-i fac și... Zic, ce ciudat ar fi să-mi arate că nu mai are niciun an de trăit, numai câteva zile sau numai câteva ore, zic, ce ciudat ar fi. Și oameni buni, când am descărcat aplicația și am văzut cum i-a arătat, m-au luat așa niște stări, nu știu, stări nasole, pentru că eu nici nu cred aplicația 100%, dar nici nu pot să fiu indiferentă cum sunteți voi. Că nu, nu pot. Un pic ceva de mine mă face să cred, bă, ceva e adevărat. Mă bun. Bine, poate eu mă consum degeaba, că și asta se poate, nu zic că nu. Numai că ăsta e stilul meu, asta e. Eu dacă văd am ceva tragic, stau și mă gândesc, eu, cine știi că timp stau să mă gândesc, de exemplu, uitați, acum am venit să fac video, în drum spre locație, am văzut un accident. Bine, accidentul deja a avut loc, era gardă, erau trase acolo pe linia de bus, în fine, pe margine o ieșit părință cu copiii care erau în mașină, era un jeep și o mașină mai mică. Și eu cumva, pentru că am văzut chestia asta, o să stau să mă gândesc câteva zile, mă, oare s-o lovit, nu s-o lovit, oare... Că așa și eu cumva mă consum, deși n-ar trebui, știu, da, așa și eu. Și acum poate și cu chestia asta, poate mă consum degeaba, nu știu, dar ce să fac oameni buni dacă așa și eu. Acum eu am făcut poză la telefonul omului, da? Îs de două persoane care cunosc telefonul și o husa telefonului. În cazul în care spuneți voi mie cămiță sau ceva, urât, mă urât din partea voastră când spuneți, pentru că eu chiar împărtășesc cu voi niște chestii pe care eu le trăiesc cu adevărat. Și sunt niște chestii adevărat, cel puțin ceva arăt eu acum, că se întâmplă sau nu, rămâne de văzut. Și vă arăt, numai că nu să văd cifrele cum trebuie. Nu să văd cifrele cum trebuie, dar o să vă explic eu. Ok, prima dată, haideți să vă arăt. Nu am pic să-mi pun din nou parola, că v-am spus, eu am o parolă de 100 de kilometri, nu am pic. Nu m-am pic. No, unde nu m-am pic? Mi se pauzele alea. Ok. Uitați. M-am pic. Să se vadă un pic mai bine. Vedeți? Așa se vede lui telefonul. Aici se vede numai un pic de 0. După aia se vede capul de la 2. Pe urmă se mai vede 1. Deci începem de sus, da? Și se vede 0, 2, 1, 2 și 4. 0 ăla ar fi de la years, adică de la ani. Asta înseamnă că omul ăsta nu mai trăiește ani de zile. Pe urmă, dacă mergem mai jos și vedem capul ăla de la 2, care cred eu că e de la 2, înseamnă că el mai are 2 zile de trăit. Deci, eu fac acum video marți, pe data de 11, și el normal pe joi, săptămâna asta, dacă ar fi adevărată aplicația asta, el săptămâna asta pe joi, nu mă pic să mă uit la telefon să văd la ce oră am făcut poza. Nu mă pic, vă rog. Details. Am făcut-o la ora... Vedeți că se și vede? La ora 3 și 6 minute. Da? Vedeți acolo sus. Acum mă duc înapoi, dacă eu am făcut-o asta la 3 și el mai are de 3, 2 zile și o oră, înseamnă că el joi, la ora 4, 5, dacă o luăm la perfecție, înseamnă că el decedează săptămâna asta. Da? Pentru că așa arată ăsta. Vedeți numai că îmi pare rău că nu se vede cifra întreagă. Dar vă rog frumos uitați-vă cât de clar se vede, că se vede și așa. Vă rog frumos uitați-vă. Deci, 0 years. El nu mai are anditrit. Și 2 zile, pentru că cum începe cifra aia, capul ăla, poți să-ți dai seama. Bine, ăla ar putea să înseamnă și un nou. Într-adevăr, ar putea să seamene ca un fel de început de nou. Dar eu tind să cred că e 0, pentru că... Și zice cred că e 0, că e cu galbe. Oare voi vedeți că e cu... Care altă culoare? Nu, mă enervează luminozitatea asta. Toate alelalte de jos sunt cu alb, da? Stați-mă un pic să se închidă la luminozitate, dar o secundă și să vă și uitați să vedeți. Ăla e galben, oameni buni. Uitați, vedeți? E galben. Și asta înseamnă că e ceva mai diferit. Și asta mă face pe mine să cred că e zero. Deci dacă ar fi să ne luăm după aplicația asta, numai că de alt autor, de alt om care dezvolta, joi el ar trebui să moră. Da? Bun. I-am șters aplicația, i-am uninstalled și i-am făcut-o din nou. Că am zis, mă, dacă mie mi-a numărat diferit, poate numără și lui. Aceeași aplicație, mi-a arătat la fel. Diferența dintre ce am făcut eu și ce am făcut lui a fost că eu am lăsat să treacă câteva zile până mi-am descărcat din nou, pe când lui doar câteva minute, că am șters-o și am instalat-o din nou. No, bun. După aia, m-am dus, am șters-o iarăși din nou și am descărcat alta, tot Countdown, dar de alt om creat. Acum ca și cum au făcut-o Elena Udrea, să presupunem, da? Și aia la altă, uitați ce a arătat. Aia la altă aplicație,
tot care își numără, arată că mai are de trăit 3 ani și 28 de zile. Și 9 ore și mă rog în fine. Da? E tot telefonul lui, vedeți USA, cine știe telefonul lui trebuie să vadă, da? Și masa, vă dați-o seama, da? Deci, una mi-arată 3 ani și alta mi-arată 2 zile. Adică până joi. No. Acum. Un pic deja, iar parcă mă face să cred aplicația asta că e adevărată, pentru că să presupunem că nu moare omul ăsta joi și bine ar fi să nu moară, că n-am chirit de felul de stări, deci nu-mi doresc să moară, ai de capul meu, nu-mi doresc, de fapt, nimeni să moară, dar oamenii la care cumva țin din diferite motive, nu știu, nu, mie nu-mi convine să moară altcineva înaintea mea, un om la care țin nu-mi convine. Dar dacă nu moare acum pe joi sau săptămâna asta, că pentru mine și dacă moare săptămâna asta, înseamnă că ce-a arătat prima dată, adică două zile, înseamnă că a fost adevărat. Că mie nu trebuie neapărat să iasă la perfecție. Vai de mine, să și moară la 4, ca să cred eu. Nu. Dacă moare săptămâna asta, eu zic, bă, chiar a fost adevărat aplicația cu mici erori, dar a fost adevărat. Numai că ce mă sperie, e că și pe altă aplicație, i-a dat 3 ani. Adică, hai că dacă îi dădea 20 sau peste 10 ani, nu mai credeam. Pentru că omul ăsta, cum v-am spus, e în vârstă, e foarte în vârstă și bolnav. Deci n-aș fi crezut, apoi chiar că nu mai credeam nimic, dacă îi dădea 20 de ani, nu mai credeam și 10 ani să-i fi dat. N-aș mai fi crezut că zic, bă, du-te, bă, n-ai cum. Deci, eu ce vreau să zic un pic, că la mine mi-a dat prima dată un an și 5-8, adică un an jumate aproape, și pe urmă mi-a dat 34 de ani. Dacă am fi să calculăm cumva, amândouă rezultate ar putea să fie valide. Mă, aș putea să mor la anul, pentru că oricum, da, aș putea să mor, dar în același timp pot să mor și în 34 de ani, numai că aia nu prea cred, dar să presupune. Dar la fel cum astea două rezultate ar fi valide în cazul meu, așa ar fi și pentru omul ăsta. Pentru că poate să moară joi, adică sau săptămâna asta, sau poate să moară în 3 ani de zile. Sau chiar când se fac chiar 3 ani de zile. Și cumva iar o crescut, dacă o coboră cumva la 20%, când am văzut că mi-o calculat mie diferit, acum au crescut undeva, pe cuvântul meu, dacă nu la 70%. Deja ajung să cred mai mult decât am crezut prima dată, înainte ca să-mi calculez eu să văd ce eroare îmi dă, și pentru că eu cândva cum e de la omul ăsta. Și oameni buni, credeți-mă, el a fost cel mai bun sample la meu, ca să-l iau și să văd, mă, cât e de lui. Pentru că el e singurul oricum pe care l-am găsit să aibă mai puțin de 3 de cu mine decât mine. Și oricum așteptam la rezultatul ăsta, pentru că mă așteptam, pentru că viața lui de așa natură n-are cum să trăiască mai mult. Deci, nu știu, cumva mă sperie, dacă pot să zic chestia, că nu știu, eu n-aș vrea să cred că e adevărată aplicația și n-aș vrea să cred că pe joi el moare sau săptămâna asta moare, n-aș vrea să cred asta, pentru că, cumva am zis, mai sunt chestii cu care mă nervează, da, m-am atașat el și eu, spre deosebire de mulți oameni din lumea asta, de pe planeta asta, chiar dacă mă nervează unele aspecte la unii oameni, încerc să văd și părțile bune. Și cumva să compensez, să zic, bă, într-adevăr, uite, mă nervează aia așa, dar n-ai cum să nu vezi și partea bună omului. Și asta în cazul în care nu vrei să bagi de vină, că atunci când vrei să bagi de vină, poate eu fac un singur rău, sau poate am un singur defect și restul sunt ok, dar tu pentru că vrei să-mi bagi de vină, îmi bagi de vină din chestia aia, tu zici că eu sunt cea mai mare criminală, să-mi presupunem, înțelegeți voi? Deci, mă sunt foarte ciudat. Nu știu cum o să fie dacă moare pe joi. Mă refer acum joi, oameni buvăiți, dar sunt pici și vă spun eu acum pe joi. Că cumva mă sunt aiurea pentru că omul să sunt și rău. Eu vă spun sincer, mie vine să duc eu la spital. Deci îmi vine să duc la spital să zic, bă, cum l-ați lăsat să vină acasă? Cum? Lui nu i-am spus ce am făcut. I-am zis, mă, că am vrut să văd o aplicație, i-am dezinstalat-o, că nu mai vreau să o lăs. Numai că acum eu, cumva, și am fost eu stresată. Și ce n-am dormit eu până acum, acum cred că până joi, o să am o stare, nu știu, dar numai până joi, săptămâna asta, că cumva eu v-am spus. Și dacă moare săptămâna asta, I don't know. Pe urmă trebuie să-mi descarc și o aplicație creată de omul ăla, care am făcut-o lui, pentru că a lui a fost făcută de altul. A fost diferită față de asta mea, da? Deși aveau același obiectiv să-ți calculeze timpul rămas, numai că aplicația a fost creată de altcineva. Nu știu, oameni buni, dacă voi ați ști cum sunt eu, și mai ales să vezi pe om că chiar să sunt rău și să vezi că chiar nu-i mai dă ani.
de 0 sau i-o dat 3. Dar 3 e credibilă situația dacă ar fi să mai trească 3. Că hai să zici că ar 3-o, dar în chinuri mari. În chinuri mari ar 3-o. Nu știu. Nu știu ce să zic, nu știu ce să mai fac. Oricum știu că până joi o să fiu dezastru. Foarte dezastru. Într-un fel aș vrea să fiu și eu ca voi așa nepăsătoare. Să zic, bă, du-te, bă, și cu aplicația asta. Aș vrea. Și nu numai în legătură cu aplicația asta. Așa aș vrea în viața reală, pentru că nu m-aș mai consuma. Dar nu-mi iasă. Nu-mi iasă. Oricât aș vrea eu să încerc să zic, bă, las că vă mai termin, zici că nu-mi iasă. Și alții când îi văd și degajați, așa, de no problem, no stress, nothing. Nu? Nu știu. Nu știu, oricum, e ciudat. Sper că apreciați că am venit și v-am arătat și că am împărtășit cu voi chestia asta, că sunt detalii sensibile oricum, sunt detalii foarte sensibile. Bine, pentru voi ăștia care vreți mai să râdeți, puteți să râdeți cât vreți. Că, oricum, voi sunteți experți, voi le știți pe toate, voi nici nu sunteți calificați în chestii de genul și voi vorbiți. Eu măcar văd cumva, nici nu zic că nu-i bună, nici că e bună, dar cumva văd ceva atât este adevărat. Voi nu, din prima, gata, nu, nu există, că voi așa faceți și cu vaccinul. Parcă într-un fel și de ciudă m-am dus și m-am vaccinat astăzi, că v-am zis în video de dimineață că mă și mă vaccinez și chiar am vorbit serios. Parcă și numai de ciudă, bine, trebuia să fac pentru că am de mă dus niște păr și nu mai încheie să pierd vremea cu tot felul, deși o să fac niște faze alea, că le zic mai încolo, în alt video. Dar parcă pe de-o parte și nervii ăștia când vă văd pe voi atâta de indoctrinați, atâta de bai, că cum să-ți faci vaccinul, la fel cum aplicația asta, la fel sunteți cu vaccinul. Dacă cu vaccinul e mai dezastru ca aplicația să zici, bă, cumva, no, că o crezi, că nu o crezi, n-ai nimic de pierdut, vorba aia, dar cu vaccinul s-ar putea să aveți de pierdut. Eu nu vreau să zic că cred în vaccinul ăsta sau în vaccinurile astea, nu pot să zic că cred 100%, pentru că n-ai, eu nu cred în nimic 100%. Eu nu cred nici în apa în care o beau. Că ei zic că tu să consumi apă, că bla, 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 ok, o fi apa bună, dar nu cum zic ei de bună, că și aia arată felul de bacterii și ce mă înțelegeți voi. Dar voi din prima, nu că nu-i bun. Vaccinul nu-i bun. Și numai din nervi, parcă când vă văd ce indoctrinați sunteți, mă zici că îmi vine să mă duc să-mi fac atunci pe loc toate dozele, toate boosturi, de-aia să-mi dau numai boost, să tot îmi dau bum, 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 cu oricum. Atâtea mesaje am primit în ultima săptămână de la clinica unde sunt registrată cu GP în fiecare zi, dimineața la mea și seara că dear patient, hai să-ți faci boost-ul. Păi boosterul ăla, du-te, dă-mi pași cu boosterul tău. Am zis, bă, dacă mă duc să-mi fac, măcar nu o să-mi fac vaccin. Nu mă tot boosturesc atâta. Dar așa cumva, parcă la decizia asta mea au contribuit și încăpățânarea asta voastră. Când vă tot văd, nu numai că refuzați să crediți, măcar un picuț, vă, un picuț să crediți, numai că refuzați. Cumva, parcă vă aliați voi între voi și începeți așa o propagandă din asta de dezinformare în care îi atrage și pe alții după voi. În alte cuvinte, ce vreau să zic, e că, bă, ok, nu crezi, nu zici nimeni să nu spui punctul de vedere. Că, uite, cum îmi spune aici pe YouTube? Voi vă exprimați voi pe grupuri, pe WhatsApp, pe Viber, voi între voi, poate pe la biserică, poate când mergeți unul la altul. Nu zici nimeni să nu vorbești, că normal că ai dreptul la liberă exprimare. Bun. Dar contează și felul ăsta, modul în care tu te raportezi. Nu poți tu... Voi nu numai că nu crediți și ațățați pe alții. Voi cumva, fără să vă dați seama, dar asta vine din răutatea voastră interioară, pe care voi nu analizați să vă schimbați, nu încă o mai alimentați, voi cumva nici nu vă dați seama că dezvoltați în voi un grad foarte mare și significant de răutate și de răutate, oameni buni. Și cu asta ce vreau să zic e ca și cum voi prindeți ură pe doctor, pentru că s-au văzut și la știri, unde s-au dus oamenii în spital și au înjunghiat nursing, adică pe nurses, pe asistente, pe doctor. Că ce, că sunteți cu COVID-ul, ba un alt șofer de bus în nu știu care țară, dar acum recent s-a întâmplat, au zis că a intrat un pasager în bus, dar nu mai știu în ce țară, și au zis că i-a spus șoferul, te rog frumos, puneți mască. De ce să pun mască? La asta, dacă nu spui mască, te dai jos. L-a și înjunghiat. Și l-a omorât. Nu știu cum l-a omorât, nu știu cum a fost geamă, nu știu cum a fost busul, că cumva trebuie să fie un pic de protecție, dar habar n-am cum să-l știu făcut. A, șofer de bus a fost împușcat. De ce? Că i-a zis la un pasager, puneți-o frumos mască, nu mi-o pun, cine ești tu? Pac, eu tras în cap. Vedeți voi? Nu-i faza. Voi nu vă dați seama de gravitatea lucrurilor pe care voi le provocați. Mă, omule, nu ești de acord. Ok, exprimă-te. Dar modul atât de exprimare nu-l face și nu-l face deliberat așa încât să provoci ură. Nu-l face. De exemplu, cum am zis și cu aplicația asta, mă, vedem, e adevărat, nu-i adevărat, vedem toți împreună. O să vedem. Sau cred în vaccin, nu cred, bun. Dar nu face să se prindă ură.
Că nu e ok să prinzi ură, mă, nu crezi în vaccin? Bine, nu crezi. Dar nu te apuci tu. Și cați tot felul de teste, de video, de nu știu cine, cu nu știu ce experți, că uitați că se fac experimente pe noi, că nu știu ce, că nu știu cum, oameni buni, că mai zic asta și o să închep. Eu știu ce nu înțeleg la voi. Și mă întristează cumva chestia asta. Mă, noi avem așteptări și spuneți-mi că nu e adevărat. Când zic noi, cumva aș vrea să zic voi, că eu nu mă număr. Înainte eram și așa, vă spun sincer, dar m-am schimbat foarte mult pentru că vreau să mă schimb. Nu vreau să fiu ca mulți, nu vreau. Vreau să fiu eu și așa. Și atât. Unic. That's it. Oricum sunt unic, că prin freza mea nimeni nu se mai poate freza ca așa din mine, but anyways. Interesant e că noi avem așa de multe așteptări, sorry, voi, și când zic voi nu mă refer la toți, care vă sunteți oameni buni? Și by the way, nu mai îmi trimiteți mesaj în privat și mă întrebați, oare în video ăsta mi-a bătut mie, apropo? Pentru că o să vă răspund la toți la fel. Dacă te-ai simțit, da. Dacă nu, nu. Deci când spun voi, doar pentru oamenii care se sunt, ok? Că nu pot de acum să mă apuc de parcă eu am un caiet cu toți oamenii care se uită la video meu să zic Firoană pentru tine, nu. Ioane pentru tine, da. Vasile, nu. Măreoară, da. Oameni buni, fiecare luați ce credeți voi că e de cuvință și ignorați ceea ce nu considerați că, adică e pentru voi. Bun? Mulți dintre voi aveți cumva așteptări foarte mari de la alții, dar de la voi nu aveți așteptări. Ce mă refer cu asta? Tare rar mi-a dat să văd, pentru că îți dai seama și după cum vorbești cu un om, și după comportamentul lui pe care îl urmărești cumva de-a lungul anilor, de-a lungul timpului. Și atunci când cineva vrea să se schimbe, observi o schimbare. Unele schimbări necesită mai mult timp, altele foarte puțin. Dar când treci atâta timp și vezi că omul rămâne tot așa încă mai prost decât l-ai cunoscut, e mai prost sau mai proastă, îmi scuzați expresia, dar ăsta e adevărul, te gândești, mă, cum poate omul ăsta, care el de la el n-are nicio așteptare să se dezvolte, să se autoeduce și așa mai departe, cultivarea aia necesară pe care, nu știu, de care duceți lipsa, oameni buni, unii dintre voi, cum să face că tot oamenii ăștia, zici că tot ăștia, au pretenții și dezinformează și instigă la ură pe ceilalți mai mici decât ei sau tot așa de clasă socială ca și ei. Când zic de clasă socială, mă refer care suferă de un retard specific lor. Pentru că, vedeți, vă, și retardul ăsta poți să fii full retarded, poți să fii parțial, depinde, pe unde te pălește. Poți să fii numai cu mâna, poți să fii cu ochiul, poți să suferi cu creierul, depinde. Când zic retard, asta diferă de la om la om. Și tot oamenii ăștia cu retard, că eu așa țin să le zic, dar bine, fiecare cu retard diferit, probabil, tot oamenii ăștia îi auzi numai că, fai, că ăștia vreau să facă experimente pe noi. Eu nu cred în vaccin. Eu nu cred. Ăștia vreau să facă așa. Păi, oameni buni. Când a apărut COVID-ul, da, toți ziceați, adică multă lume spune, mă, că ăștia nu fac nimic. Uite, ne pun în lockdown, în loc să facă un vaccin, în loc să găsească o soluție, în loc să vină cu o remediare, ei nu fac nimic, ca domnul. Bun. Între timp, deși voi vorbeați în pungă, între timp erau oameni în spate de știință care încercau să găsească o soluție, da? Să creeze vaccin și așa mai departe. Bun, la un moment dat s-au anunțat că, știu eu, reușit ăștia să facă Pfizer-ul, AstraZeneca și mai știu, Moderna și se, din astea mai au ei vaccin. Când au început să apară astea, adică prima dată spuneți, o, uite că ei nu fac nimic, au creat numai virusul să ne omoare, dar ei nu fac nimic. Când au venit cu o soluție, apă, nu se poate, nu, că dacă ne dau vaccinul, pă, uite, vreau să ne omoare. Voi tot așa spuneți că vreau să ne omoare, că e cu dracu, că e cu dracu. Adică, în timp, prima dată când ei încă nu au avut vaccinul, că trebuia să facă și eu formula alea, numai că voi nu înțelegeți, că nu înțelegeți. Eu măcar și dacă nu pricep munca lor, înțeleg că au o minte extraordinară oamenii ca să facă ce fac ei, adică pentru mine un doctor, o asistentă, nu știu, au cât respectul meu, bine, ăștia care știu ceea ce fac, adică își cunosc profesia, nu te duci tu pe sugapuță și treci examenele, nu, hai să avem par, nu, vorbesc de oameni care chiar studiază, au tot respectul meu, da? Eu și astăzi când m-am dus și m-am vaccinat, eu am avut un respect huge pentru omul ăla, pentru că zic, bă, mi-a băgat acolo la mână, deși acolo era subțire. Dar bă, mi-a băgat, eu știu un copil care are diabet și tot își face insulină, numai când îl văd cum se înțapă, eu nu m-aș înțăpa. Eu dacă aș ajunge să am diabet și să-mi spună că trebuie să tăm în țăp, să-mi iau aia, să-mi ia, eu mai bine zic, bă, nu mi-l fac. Și dacă spune, o să mor, bine, mă mor. Mă stau și mă tăt în țăp,
Ce mă deci, nu mă înțeleg eu. Și copilul ăla deja s-a învățat singur și aia și dă singur în picior. Câteodată îi dă mama lui în spate, la duce-mă eu când văd, nu. Deci sunt lucruri pe care mai bine prefer să mor dacă am de murit, dar nu le fac, că nu pot. Și atunci eu înțeleg sacrificiile lor cumva, măcar încerc să le înțeleg, dar voi nu. Și aveți pretenții, dezvoltați niște pretenții absurde și ieșite din comun și nejustificate. Adică tu de la ei ai pretenții, dar tu de la tine n-ai pretenții. Când totuși vin cu o soluție cu vaccinurile astea, asta e că de fapt nu-i bine. Păi de ce să vină? Nu, că vreau să ne omoare, vreau să-i fac experimente pe noi. Măi, oameni buni, gândiți-vă la o chestie. Vă rog frumos, gândiți-vă la o chestie. Duceți-vă în cameră la voi, în bucătărie la voi, în pivniță la voi, în WC-ul vostru, unde aveți voi medicamente. Că fiecare om își ține lucrurile diferit. De exemplu, eu nu înțeleg niciodată de ce un om și-ar ține pasta și periuța de dinți. Bine, pasta de dinți înțeleg, dar nu și periuța. Nu înțeleg pentru ce și-ar ține-o în baie. Unde sunt microbi, adică riscul de microbi e mult mai ridicat decât dacă, de exemplu, mi-aș ține-o în cameră, periuța de dinți, în cameră, în dulap. Bine, în dulapul cu haine. Într-un dulap unde îmi țin și șampoane și așa mai departe. Nu zice nimic că acolo nu-s bacterii, îs. Dar în baie e altfel, că totuși te duci la toaletă. Da? No. Eu nu știu, vă țineți voi medicamentele. Eu și medicamentele mele le țin în cameră. Poate alții dintre voi vă le țineți în frigider, că sunt medicamente care trebuie să le țin în frigider. Alții le țineți de șmecher. Cred că le băgați în congelator. Nu știu. Dar duceți-vă, vă rog frumos, și luați o cutie de medicamente pe care o aveți. Și deschideți cutia. Și vă rog frumos, când deschideți cutia și scoateți medicamentul ăla sau medicamentele alea, vedeți că e acolo, trebuie să fie o foaie, că nu știu cum se zic în limba română, dar încerc acum să vă explic, da? Deci deschizi cutia și e o foaie în care îți dă instrucțiuni. Și îți spune pentru ce se administrează, adică cum se administrează, pentru ce anume e, pentru reumă, pentru știu eu, pentru ce, de câte o CPZ, ce din astea side effects are, adică ce reacții adverse poate să provoce, pe cine să sun, să contactezi în caz că se întâmplă. Dar uitați-vă pe aia. Și în timp ce vă uitați, vă rog frumos, uitați-vă să vedeți ce frumos se explică la fiecare medicament. Când te duci la reacția adversă, da? Scrie așa. Bine, nu știu dacă ordinea asta, dar în Irlanda cel puțin așa lui. Scrie așa. Dacă prezentați următoarele reacții adverse, vă rugăm să informați doctorul sau să sunați la farmacie, bla, bla, ce vi v-au mai la îndemână, cum ar fi. Și pe urmă încep să-ți prezinte. Unul din 10 oameni poate să prezinte următoarele reacții adverse. Pac, aia înseamnă că e un side effect, adică o reacție adversă mult mai comun. Da? Dacă scrie că 1 în 10. Înseamnă că, bă, poți să o dezvolți foarte repede. Pe urmă, crește de la 1 în 10, zice că o persoană într-o sută, dintr-o sută, da? Adică riști să dezvolți reacția adversă, dar ceva mai greuț, că da, e 1 la 100. Pe urmă, zice că 1 din 1000. Și tot crește numărul, până la un anumit standard. Câteodată spune că very rare, ca și cum foarte rar, mai poți să dezvolți reacțiile alea adverse. Ce am vrut să zic cu asta? Că să vă fac să înțelegeți oameni. Doctori sau oamenii ăștia de știință care creează și modifică medicamentele în laborator. Când zic medicamente, mă refer și injecții, insuline, tă și vreți voi, tă și ține de farmaciile astea. Cremă, tă și vreți voi. Ei când le fac, ele studiază. Da? Ei de-aia și scriu pe informația aia pe foaia respectivă, e de aia și scriu, dacă prezentați următoarele simptome, prezentați-vă la doctor sau sunați ambulanța sau depinde cum, știi? Pentru că sunt oameni, de exemplu, care beau paracetamol și sunt ok. Alții nici nu pot să bea paracetamol, că dezvoltă niște alergii de te și sperie. Însă, zici, băi, deci noi suntem diferiți. Asta ce încerc să spun? Că nu numai vaccinul nu e ok pentru toată lumea. Dar asta nu înseamnă că dacă la 100 de oameni e bun și la unul nu e bun, nu te vaccinezi. Nu înseamnă asta. Că la fel ai putea spune, mă, dacă 100 de oameni beau paracetamol și sunt ok, și firau n-abea și nu e ok, păi nu mai bem, că nu e bun vaccinul. Nu, omule bun. Nu a fost bun pentru ei. Dar eu ce am vrut să zic de fapt cu chestia asta, cu reacțiile adverse? Sper că zic bine, în engleză e side effects, da? Până când și pe instrucțiunile alea scrie clar că s-ar putea să dezvolți următoarele reacții adverse sau nu. În alte cuvinte, să subînțelege. Vă rog frumos. Încercați să mă înțelegeți sau mai bine să trebuie să vă întreb, știți ce înseamnă subînțeles? Adică cumva creierul vostru, vă rog frumos, puneți la contribuție să lucreze, puneți-vă rog frumos o rotiță de la un capac de la beare și încercați să-l învârtiți
Puneți rulmenți, puneți, folosiți-vă creierile, oameni buni. Folosiți-le, vă rog, vă implor. Mai fiți proști și imbecili și nu mai fiți. Și cumva e de subînțeles că există riscul să dezvolți sau să nu dezvolți side effects-ul. Adică eu acum mi-am dat prima doză. Vă șeză cu care că nici nu mă interesează, că nici nu cred că are importanță. Cu Pfizer ăsta, da? Bine, zic Pfizer că e zici Pfizer, dar în fine. Mi-a dat prima doză. Și eu l-am întrebat pe domnul de la, pe personalul de acolo care mi-a dat. Zic, sorry că te întreb. Dar zic, nu, spune-te-l frumos care ar fi cel mai grav side effect pe care aș putea să-l dezvolt. Și au zis că să încerc să nu mă gândesc la asta. Și am zis că da, știu totuși, dar îmi cer scuză din nou că te întreb, dar vreau numai să știu și în caz e ceva nou, să știu dacă am ieșit la doctor sau ambulanță, că zic, eu am niște probleme medicale și nu, cumva, nu știu, știi, și vreau cumva să nu mă, nici să nu mă speriu prea tare. Și el a zis că prima problemă care aș putea să o simt e ca și cum mâna, că mi-a dat-o, m-a întrebat dacă scriu cu dreapta sau cu stânga, am zis că cu dreapta, oricum eu cum scriu zici că scriu cu stânga, dar în fine, și mi-a dat în stânga, da? Și au zis că s-ar putea să, cum ar fi mâine, adică în două zile, în prima, după prima zi de vaccin, s-ar putea să simt o durere foarte mare aici, dacă mi-a ajutat, mi-l-o dat, cam pe ajutat că simt că mă doare. Și au zis că în afară de aia ar trebui să fie ok, dar dacă dezvolt alte simptome pe care nu le-am avut înainte de vaccin, atunci să sunt doctor. Și mi-au zis că să beau mult apă și paracetamol. No, când am auzit că zice că și paracetamol, eu știam că nu mai am paracetamol acasă. Zic, ok, da, mulțumesc de your advice și mă duc și îmi cumpăr paracetamol. Adică de acolo mi-am luat, că la farmacie mi-am dat, mi-a făcut programare și mi-a făcut vaccinul. Și oricum a început deja să mă doare mâna, că mă doare, o sunt un pic înțepenită, dar nu chiar, beau și paracetamol, dar ce vreau să zic cu asta? Pot să fiu ok sau pot peste 3 zile să mor. Sau pot în seara asta să mor. Sau imediat. Asta nu înseamnă că vaccinul, asta nu înseamnă că eu vreau să mă moare pe mine, oameni buni. Eu să nu vă aud dacă cumva mor eu, acum vezi, Doamne, că mi-a dat vaccinul, că, cum ai zis și voi, că bă, uite, l-aș da vaccinul și o și murit la un interval de nu știu câte ore sau zile sau săptămâni. Eu să nu vă aud să spuneți, no, că dacă nu se vaccina, nu murea. Să nu vă aud. Să nu vă aud, da? Pentru că dacă noi nu contribuim și nu ajutăm pe cei care sunt mai sus, ei cum să afle rezultate, ei cum să dezvolte adică alte tehnici, alte măsuri pentru, pentru bunăstarea noastră. Cum? Ce vreau să zic? Dacă toată lumea refuza să ia aia, să ia aia, păi ar mai putea ei să zică că unul în 10 dezvoltă alea sau unul într-o 100? N-ar mai putea. Deci cumva ei ne ajută într-un fel, creând, în cazul ăsta, oa și mă doare, oa, am să-mi ridic și mâna să se facă așa, dar chiar că, foi și mi s-o înțepenit, pe acum mi s-o înțepenit. Ei ne ajută într-un fel. Ne pun la dispoziția noastră vaccinul. Noi putem să ajutăm, luând parte, la experimentul ăsta. Că până la urmă e un experiment, e un test. Că mulți dintre voi spuneți, că ăștia vreau să experimenteze, pune, dar pe cine vreți să experimenteze, oameni buni? Pe Robocop? Intră în Netflix și îl injectează pe Robocop în cap? Sau ia pistolul lui Xena? Nici nu avea Xena pistol. Chiloții aia de fier al lui Xena? Ia și dă injecția acolo? Păi noi suntem oameni, păi noi trebuie să le pune. Normal că uneori mă mai ieșeu pe la filme și văd că prima dată testează pe șobolan sau au ieșoare și ea din laborator, habar nu am. Și că normal, prima dată testează ei felul lor, dar până la urmă ajunge să fie aplicat pe noi. Și atunci, de ce să luăm noi și să spunem actul ăsta lor de bunătate, într-adevăr, și alții care lucră acolo, oameni de știință care vor să ne facă rău, dar ăștia oameni buni. Și nu poți să zici din cauza lui unora care sunt răi, cu intenții reale și negative, nu poți să zici că vai de mine toți îți grei, pentru că oameni buni, înțelegeți odată. Mafia aia de sus, da? E o mafie. Dar chiar dacă îs oameni care ne vor rău, îs și oameni buni. Vă rog frumos să înțelegeți că îs și oameni buni care încearcă cumva, bă, lasă că dacă eu știu că ei vreau să facă vaccinul ăsta și să fie doza din nu știu cât și să-i omoare, lasă că noi schimbăm un pic, schimbăm gramajul, le spune că nu știe și nu mor. Înțelegeți? Vă știți chestii. Mereu să știți că îs oameni care luptă pentru noi. Să știți că pentru unii dintre voi, dacă nu vorbesc de Dumnezeu, așa vorbesc de oameni. Să știți că pentru mulți dintre voi, sunt oameni din spate care luptă pentru voi și voi habar n-aveți. Și luptă pentru voi. Și voi nici măcar nu știți. Și dacă știți, nici măcar nu le spuneți mulțumesc. Vă rog eu frumos, învățați-vă să mulțumiți, oameni buni. Învățați-vă să mulțumiți și să fiți recunoscători. Please, please. Chiar dacă tu plătești pentru niște servicii, nu înseamnă că dacă ți-ai plătit serviciile, tu nu spui thank you.
Nu s-a negus pe thank you. Eu am zis că m-am dus la farmacie și mi-a făcut injecția asta, vaccinul ăla. I-am zis thank you for your time, for the service, pentru tot. Și-a zis el, eu îți mulțumesc că ai venit. Deci atâta de frumos mi-a mulțumit el, încât zici că vine să mă bucesc acolo. De ce ei să știu să mulțumească irlandezii ăștia? De ce noi românii să nu învățăm de la ei, bă, zău, mersi? Ce vi-a așa greu? Bă, e foarte greu și când omul vă ajută pe față, bă. Că e greu să spuneți un thank you că sunteți proști. Că mă nervați, mor dacă nu mă nervați. Și de așa vreau să spuneți mulțumesc. Eu nu știu, eu m-am dus la multe farmacii. Dar ca farmacia aia unde m-am dus și mi-am luat vaccinul, n-am văzut un staff să fie mai fain decât ăia. Veșnic, când mă duc acolo, mă duc și mai cumpăr șampon. Și din ăsta de cor, când cumpăr nu știu de care, mugul, nu știu. Că am alergie la pele dacă mă spăl cu dealtul. Și de frate când mă duc și îmi cumpăr din ăla sau poate bețișoare de ureche sau altceva și le zic mulțumesc frumos. Eu când aud cum îmi mulțumesc că înapoi nici nu mai vine să... Cumva te și un moi. Când zic că o, mulțumim, noi te mai așteptăm. Că eu știu că mulți dintre voi spuneți, a, pe ei zic așa ca să te întorci la ei. Eu am înțeles. Dar de ce nu sunt așa când mă duc la șpar? Sau când mă duc la altă farmacie? De ce nu sunt așa? Poate ei chiar îți mulțumesc dintre sufletul cât i-ai dus la ei. Voi nici măcar nu știți să mulțumiți, voi băgați mai de vină, că vreau să-mi omoare rău pe tapă. Băi, oamenilor, noi suntem un experiment în viața asta oricum. De ce să luați voi vorbe și să spuneți, a, că vor să experimentează, vor să facă teste, dar pe tu ce vrei să fac? Ce vrea să fac un doctor? Să scrie o carte și să zică, uitați, în cazul în care vă muciți, ar trebui să faceți următoarele. Dar tu, de fapt, numai citești și scrie doctorul și când să te duci să iei medicamentul ăla, tu nu-l ai. Așa vreți să facă doctorii, carte mistocle vostru, să scrie o carte, Biblia, și apă, dacă ți-e rău, citești versetul nu știu care și te-ai vindecat. Ce să mai zic? Că dacă ar fi așa, n-ar mai trebui să mergi la doctor, mă, care aveți cancer și care mai ales, mai trebuie să mergi la doctor. Ar trebui să funcționeze versetul ăla pe care îl citiți, nu? Învățați oameni buni să respectați, mă. Eu când vă văd ce greu vii să spuneți mulțumesc că mai nou. Mi s-o mai spun și mie, dar nu-i niciun stres, oameni buni, că eu vă țin minte, ascultați-mă la mine și eu nu vă ameninț. Dacă voi credeți că asta e amenințare, e fiți problema voastră. Numai un pic, numai un pic. Vă țin eu minte și puteți să ziceți că vă ameninț și vreți că nu e amenințare. Dar a fost o fază, că câteva, dar o persoană mi-a zis așa, nu știu ce, și zic eu, mă, zic, dacă tot te-a ajutat chestia care ți-am spus-o. Zic, de ce nu mi-a spus măcar că ți-a fost de folos? Că da, bă, uite, văduva neagră, ai avut dreptate. Zic, nici măcar n-ai venit să-mi spui că am avut dreptate. Nici măcar, bine, nu că căutam eu să văd dacă am dreptate, dar nici măcar n-ai venit să-mi spui. Și la care persoana respectivă, în loc să zică, ok, mulțumesc frumos, o zis, a, pă, ce, tu vrei să vii omul să te se pună în genunchi? Voi vă dați seama? Voi vă dați seama? Ce am spus eu și ce mi-a spus persoana respectivă? Sau alte persoane la care, mă, te comporți cu atâta bunătate? Bine, câteodată recunosc eu că sunt un pic mai severă sau mai rigid, sau nu știu cum să zic, când prestez serviciile pe care le prestez, dar normal că sunt așa, că nu poți să mă duc să-i fac la un om niște acte și să ies cu el pe la mici, nu poți, trebuie să fii professional. Ok, trebuie să fii professional. Și voi, vedeți că eu vă rezolv, vedeți că așa dați bani care așa am finit, dar n-ați spune un mulțumesc din ăla, mă, mulțumesc frumos, mulțumesc din suflet că m-ai ajutat, că la unii vă fac niște... Și știți și voi, vă rezolv niște situații foarte critice. Și sunteți așa de aiurea, știi? Ca și cum, bă, știți, am plătit, știi? Nu știu, așa sunt niște lucruri de bune pe care le putem învăța de la irlandezi. Și unul dintre ele e chestia asta cu thank you, thank you. Bă, atât ați mulțumesc ăștia, că e vrăjală, că nu, dați mulțumesc, mă. Păi eu când m-am dus în Germania, că oricum neamți ăștia pe mine, mă disper. M-am dus odată acolo, adică odată, de câteva ori, dar odată m-am dus la Lidl cu persoana la care am fost. Și am auzit că acolo e să salută așa, cumva, halu. Eu n-am vrut să zic așa. Și am zis, hai, cum zic în Irlanda. S-a uitat la mine, eu, mi-a și tras o privire. Și așa foarte rigid, foarte așa, oh my god, mă gândeam, pfiu. Pentru că oameni buni, spre deosebire de Irlanda, în Irlanda e altfel. Cultura diferă, nici are rost. Dar îs unele joburi care cumva, de exemplu, eu știu că n-aș fi bună să lucru în primă linie de customer service. Adică, de exemplu, să fiu la casă la Lidl, n-aș fi bună pentru că trebuie să zâmbești, trebuie să așa. Eu nu sunt așa, eu nu zâmbesc așa. Bine, mai râd și eu, mai fac vrăjală, câteodată depinde cu cine vorbesc. Dar mie îmi stă mai bine în alte poziții, înțelegeți voi? Și adică pe mine m-ar dezavantaja să mă duc nici un caut, niciodată, oricum, așa ceva job. Dar dacă voi lucrați în unele, adică prestați unele servicii, trebuie să vă gândiți, mă, am
calitățile respective. Pentru că eu da, recunosc, eu nu zâmbesc. Adică nu am chef să zâmbesc, nu am luat și zâmbesc, nu. Dar nu mă duc să lucrez. Nu pot să fiu ca neamță ăștia, să mă duc rigidă. Nu, domnule, da, bună ziua, frumos. Adică nu știu. Nu știu, dar mă enervați așa când văd că nu sunteți nici recunoscător. Și mai mult atâta, întărâtați pe alții și dezvoltați o ură în voi. Că vreau să fac experimente pe noi, că îmi zice, păi, dar cum vrei să afli alte metode? Cum vrei să creezi alte medicamente? Cum? Dacă ei le fac, ce vreți? Să le țină pentru ei laboratoare? Că dacă le-ar ține pentru ei, a spune, a, nu vor să ni le dai nouă și le țin numai lor, că ei sunt bogați și le țin numai pentru ei. Și pe noi vor să ne lase să murim. Dacă vi le dau, dacă le ții să vi le dai, nu că vreau să fac experimente. Cu voi nici cum ne bine, oameni buni. Cu voi nici cum ne bine. Dacă vreau omul să vă ajute, nu-i bine. Dacă nu vrea să vă ajute, nu-i bine. Mereu, mereu când vrei să bagi de vină, bagi de vină. Nu că așa-i omul. Am să zic că așa-i românul, dar nu. Așa-i omul. Așa-i omul. Nici cum, mă, nici cum nu-i bine. În loc să zici, bă, ok, au făcut ăștia vaccinurile, ok, hai că, hai mă, să facem, să vedem cum e. Că oricum, oameni buni, toți avem de murit. De ce să te temi că mor de la un vaccin? Nu pot să zic că n-am avut rețineri când am zis la farmacie să vă vaccinează. Dar asta e. Mă duc să vă vaccinează, mă duc să contribuiu și eu. Că poate dacă mor eu, mai mor ăla, mai mor ăla, cumva noi ne sacrificăm pentru voi, ăștia care ați rămas în viață. Pentru că doctorii văd, bă, ok, o murită, hai să vedem care a fost problema. Ok, trebuie să mai scădem din gramaj la știu eu ce. Din ce fac ei vaccinarea, că eu habar n-am, nu, v-am spus, nu mă știu cu chestiile astea. Sau trebuie să creștem doza aia, sau trebuie așa, sau schimbăm intervalul. Mă înțelegeți voi? Și cumva, noi chiar dacă murim, eu vă spun sincer, eu chiar să presupunem că aș muri acum, știu eu, într-o săptămână, două, trei, îți bucuroasă că m-am sacrificat cumva pentru voi, pentru cei care ați rămas în viață. Pentru că, bă, am luat vaccinul, l-am luat vaccinul, am murit la intervalul ăla, cumva te studiază. Da? Și atunci ei îmbunătățesc vaccinul. Sau metodele de apărare împotriva COVID-ului. Dar voi nu gândiți așa. Voi nu vreți să vă sacrificați, voi nu vreți să luați parte, voi spuneți, vor să experimenteze. Păi ce vrei să facă altceva? Să te aburească? Să creeze iluzii, cum face Dumnezeu cu Biblia asta? Asta vreți voi, iluzii? Păi luați și trăiți din iluzii, oameni buni. Dar cum v-am spus, voi ăștia care credeți în iluziile astea create de zeusul vostru, vă rog frumos să lăsați tehnologia deoparte, că aia e alu dracu. Telefonul e alu dracu, avionul e alu dracu, tot e alu dracu. Alu Dumnezeu e numai iarba. Atât, și Biblia voastră, și aerul pe care respirați. Atât, restul nu numai. Nu mai ia lui Dumnezeu, că s-au luat oamenii ăștia de pe pământ, oamenii ăștia de știință. Vouă vă plac iluziile, vouă vă place să fiți mințiți frumos, vouă nu vă place, bă. Hai mă, s-a făcut ăsta, hai să vedem cum, e adevărat, nu e adevărat? Nu te pune nimeni să sari din prima, dar la un moment dat te duci și faci. Eu cum v-am spus, pe cuvântul meu, și să mor în seara asta, bine, sper să pun video, să mor, nu-mi pare rău. Că m-am sacrificat pentru voi, adică m-am ajutat și pe mine, să presupunem că nu mor, m-am ajutat, că m-am imunizat, dacă pot să zic așa, sau cel puțin șansă mai mică să iau din nou COVID, și dacă mor, o iau invers. Mă gândesc, bă, ok, dacă mor, decidez, măcar am ajutat, am contribuit și eu la experimentul ăsta, să vadă ce pot să îmbunătățească. Că eu să analizeze situația, stați voi liniștiți, dar nu, voi, propagandă, fals. Știți cum e? Ar trebui cumva să fie băgat o aplicație noi. Și când dăm să vorbim despre ceva despre care noi nu avem habar sau nici măcar nu înțelegem ceea ce vorbim, că mulți dintre voi vorbiți, dar nici nu știți. Eu dacă am stat odată cu cineva și am vorbit și am zis, mă, îmi spui și mie te rog frumos, poți să dezvolți partea asta a subiectului? A, păi nu știu că nu. Am zis și eu numai ce am auzit. Păi da, am zis da, mi-am dat seama că ai zis numai ce am auzit. Pentru că un om care nu stăpânește ceea ce vorbește, nu vorbește pungă, vorbește degeaba, trece din iluzii. Eu, dacă vorbesc despre nu știu ceva care știu, pot să stau să mă lungesc 100 de ani. Că stăpânești subiectul în sine și îmi permis să vorbesc. Dacă nu-mi permis să vorbesc, ca ce chestii să mă apuc acum să dezvolt, haideți să vă spun cum facem un avion. Sau să fac eu ca profesoara aia chineză pe care am avut-o eu în facultate și să zic, hai să vedem cum s-a creat avionul și pe aia să vă întreb cum s-a creat avionul. Cum să faci un avion? Așa trebuie să fac. Nu, unde? Nu știu, dar voi nu. Voi credeți că știți, credeți. O aplicație a trebuit să fie implantată noi și când dați să vorbiți despre ceva care nici măcar voi nu puteți să susțineți sau să dezvoltați sau măcar să argumentați, dacă știți ce înseamnă să argumentați, cumva aplicația aia să sântă, să trimită un fel de alarmă către creștere și să vi se și blochează gura. Pac, tup! Vrei să vorbești despre cum să fac bombele și tu habar n-ai? Pup! Să se și blocă gura. Așa ar trebui. Să facă ăștia o aplicație. Să oprească un pic din vorbitul ăla vostru care, oameni buni, vorbiți mult și prost. Pe cuvântul meu, mult și prost. Voi instigați la ură. Alții vă dați seama de chestia asta, alții nu.
Nu mai continuați să dați vina pe oamenii ăștia care încearcă să facă ceva. Vaccinați-vă dacă vreți. Eu nu zic să vă vaccinați sau nu. Numai atât vreau să spun. Dacă vreți, vă vaccinați. Dacă nu, e ok. E decizia voastră. Nu înseamnă că eu m-am vaccinat, gata, și voi. Nu. Dar nu mai dezinformați. Nu mai instigați pe alții la urmă. Nu mai. Cum ar fi să zic eu, eu m-am vaccinat. Care nu sunteți vaccinați, sunteți proști. Care nu v-ați vaccinat, vai de mine. Nu. Eu respect și pe care s-a vaccinat, și pe care nu. Pe cine nu pot să respect, e pe oamenii ăștia. Pe instigatori ăștia la ură. Pe ăștia nu pot să înțeleg. Ok, mă. Vedeți și cum e faza așa asta cu Biblia. Eu nu cred în Dumnezeu. N-am cum să cred. N-am cum. Voi credeți. Eu vă respect. Bă, ok, crezi. Eu nu cred, bun. Dar voi nu mă respectați pe mine. Și de ce spun asta? Voi când mă sunați pacea Domnului, nu-mi dai pacea Domnului, că nu trebuie pacea Domnului. Mai ales dacă îți spun, hai să zici că nu zic, nu știi, bun. Dar dacă îți spun, te rog frumos, eu vă spun sincer, au fost persoane pe WhatsApp pe care le-am blocat, pentru că le-am spus, te rog frumos, nu mai îmi trimite versete din Biblia, eu vă spun sincer, îs unii oameni care știu că nu mint. Și am rugat persoanele alea, zic, te rog frumos, nu mai îmi trimite din Biblie că te blochez, pentru că îmi creez un disconfort maxim și îmi străci starea. Eu când mă trezeam dimineața și îmi verificam WhatsApp-ul, și mai vedeam un citat acolo din Biblie, mărit să fie Domnul, nu știu ce, nu știu cum, ba câteodată mi le trimitea aceleași. Și am spus, eu frumos, mai trimite. Te respect, e ok că tu crezi, nu problem, dacă asta te ajută să fii mai pozitiv și mai motivat în viață, îți cumpăr și Biblie. Eu v-am spus, a fost oameni la care a cumpărat Biblie, nu problem. Dar dacă eu îți spun să nu-mi spui mie de chestia asta, nu veni să-mi spui, omule bun. Și atât îmi trimitea versete și am spus, eu frumos, nu mai îmi trimite. Te rog, nu mai îmi trimite. Nu. O tot continuat așa, cred că vreo câteva săptămâni, m-am enervat și am blocat. Am blocat. Încercați, oameni buni, să respectați și pe la care nu crede ca voi. Sau care nu are aceeași religie sau aceleași obiective în viață, că de multe ori credem și în funcție de obiectivele pe care ne le propunem să le avem în viață. Mulți dintre voi nici nu aveți obiective. Bă, dați grand, dacă vă place să trăiți pe o zi pe alta, cum trăiți foarte mult, nicio problemă, că uneori mă gândesc și oare cum e mai bine. Să te stresezi așa cum mă stresez eu și alții ca și mine. Să se stresează pentru 30 de ani de acum, cu toate că știi că nu treci atât, dar te stresezi și, bă, fac business-ul ăla, le învârt așa, le fac așa, papa. Cum e bine să fie ca mine? Să te stresezi, să nu mai poți să dormi, am ajuns să nu mai poți să dormi noaptea de stres, pe care eu mi-l cauzez. Bine, câteodată aș vrea să nu mi-l cauzez, dar nu mă mai pot opri acum, că mi-e mintea asta așa. Sau cum e mai bine? Că ăștia care n-au obiective în viață, treze pe o zi pe alta, apă și o fi pe mâini, o fi. Dacă avem ce mânca, avem, dacă nu a purtat Domnul de grijă, că mulți dintre voi cu parola asta veniți, nu? Oare cum e mai bine? Nu știu, mi-e bun, cum e mai bine. Nu știu, pe cuvântul meu. Nu știu cum e mai bine. Dacă te stresezi ca mine, să te îmbolnăvești, nu mai ai liniște, nu mai poți să dormi, ajungi într-un hal fără din hal, mă refer cu sănătatea ta. Dar pe de altă parte, zici, băi, bine că ți-ai făcut planul și o să fii un om de succes și o să ai casă, o să ai pascină, o să ai tot ce-ți dorești tu dacă lucrezi mult la chestia asta. Pe altă parte, dacă ești un om așa, cu obiective foarte puține sau chiar deloc, într-un fel e bine că, bă, nu te stresezi, dar n-a tu... Stai cu stresul la boare, stai un pic, ok, s-o făcut mâine. Eu nu m-am gândit dacă mi-aș fi să mânc, dar când ajunge mâine zici, aaa, și poamenii mii, oare la care să mă duc să mănânc astăzi, oare gine să mă duc să ceșesc cu pâine, să zic, pac, dar nici mai trebuie să ceșesc, că zoadează mea și zici, pacea, domnule, soră, ce faci? Domnul se binecuvintează, pac, ți-o și pus tava de cartofi pe masă, puiul la rotisorii făcut, nu, că asta e o parolă care funcționează. Deci nu știu cum e mai ok să te stresezi sau să nu te stresezi. Ce am încercat să spun și cu asta? Încercați să acceptați că suntem diferiți. Și nu mai judecați. Voi spuneți mie că judec, dar voi habar n-aveți că vă dacă m-ați înțelege cum gândesc eu, n-ați mai spune chestia asta. Dar eu vă înțeleg că vă spuneți că vă judec. Eu vă înțeleg pentru că știu că nu gândiți ca mine. Și nu mă pot supăra pe voi. Poate mă nervez pe moment. Pe unii dintre voi mă nervez mai mult că, bă, dacă mă cunoști atâta timp, aș aștepta un pic măcar să mă cunoști cât de cât. Dacă văd că nu mă cunoști deloc, când văd că tu te zici de mine, că eu nu știu cum, că nu știu cum, când colo nu-s așa, nu? Te și sperii când vezi că unii oameni îți spun, bă, din vorbă în vorbă, mă auzi că te caracterizează într-un fel în care te gândești, what the hell, man? Nici nu te așteptai, adică stai cu omul ăla, îl vezi, zi de zi, aproape, și când îl auzi cum te caracterizează, te gândești, what the hell, what the fanta, you know? Și normal că pe oamenii te enervezi un pic mai mult, dar după aia, eu vă zic eu la ce strategie am ajuns, pe cuvântul meu și o aplic, cu vârșul de sat. În ultima vreme am zis, bă, decât să mă tăt enervezi pe oamenii ăștia care mă cataloguează și mă etichetează foarte greșit, ok, bine. Îi cred în mintea mea că au retard, că altfel n-aș putea. Altfel n-aș mai putea să vorbesc cu ei și zic, bă, ok, eu îl cred că are retard sau ea are retard, depinde de sex, ca să pot să mai dau o bună ziua cu omul ăla sau cu persoana. Că eu, dacă ar fi după mine, n-aș mai vrea să vorbesc cu ei deloc. Dar eu nu știu cum să fac și eu le teză că nu vreau să vorbesc cu ei, ei tot nu-mi dau pace. A, bine, bă. Ok, tot vrei tu să vorbești cu mine, ok, hai că eu în mintea mea cred că are retard. Când pui
accent pe prostia ta și te exprim foarte mult și foarte abundent și mă disper, îți spun în față că ai retard. Uneori nu zic, depinde cum te comporți cu mine, ca să poți și să am o relație cu tine. Să zic, bă, a, totuși, știi, să-ți dai bună ziua și să mai mânci în corn împreună sau știu eu ce. Vă zic, voi. Dar aș vrea cumva, că acum m-am lungit și la video ăsta, aș vrea cumva să înțelegeți, oameni buni, că nu e ok să instigăm la ură. Nu e ok. Ție-ți place înghețata? Mie nu bine că îmi place și mie înghețata, numai că nu pot să mânc așa cum mâncați voi. Dar suntem diferiți. Pentru că și obiectivele în viață sunt diferite. Și atunci automat că gândim diferit, ne comportăm diferit. Dar nu-mi vine să cred și n-am cum să nu mă nervez pe oamenii ăștia care văd că gândirea lor e zero barat, deci foarte barat, și instigă la ură pe alții. Oricum, alții aseamenea lor, că nu poți. Adică un om care e sub nivelul meu, și când zic sub nivelul meu, nu mă refer educațional. Sub nivelul meu de gândire și de analiză, la chestia asta mă gândesc, că sunt oameni care n-au facultăți deloc. Poate nici au făcut o clasă și sunt foarte smart. Uitați-vă câți oameni, câte companii din astea mari deschise sunt de oameni care au făcut mare liceu. Eu nu zic că aici, nu mă refer la studii superioare, mă refer sub nivelul meu de gândire, de analiză. Adică dacă eu analizez într-un fel și văd că tu ești foarte dedesubt, de ce m-aș mai consuma să vorbesc? De ce? Ăsta e unul dintre motive pentru care eu mă registrez pe YouTube. Pentru că n-am cum să mă consum, să mă duc pe tot om în parte, să le boi, așa, așa, că m-aș consuma, n-aș mai putea să respir, nici să mă duc la baie, n-aș mai avea timp. Mă registrez aici, cine înțelege și cât de cât la nivelul meu de gândire, ok, bun, hai că am înțeles ce eu vreau să zic, că bă, cred că are dreptate sau poate nu are, dar măcar înțelegi ce vreau să spun. Dacă când ești sub de mine, sorry, sorry. Bine, poți să-mi spui mersi că te-ai uitat la video meu, dar eu să stau să mă consum cu fiecare persoană, nu pot. Numai că nu vă înțeleg. De ce întrătați pe alții la ură că suntem parte din experiment, că nu știu ce? Păi logic că suntem parte din experiment. Logic! Ce ai vrea să ți se pună o stea în frunte și să zică, oh, stai, îi lăsăm pe tăți să moară așa, păi dacă nu, dacă trăiești tăți și nu moare nimeni, îți dăm și ție vaccin. Dar până atunci tu stai și știi ce singur, că ai vrut să stai să vezi, tu nu vrei să faci parte din experiment. Dacă când citești lista aia cu reacții adverse, vrei să vezi ce s-ar putea întâmpla. Păi dacă tu vrei să vezi informația aia de acolo, fă parte atunci și bea solpadinul ăla, bea și tu paracetamol să vezi ce se întâmplă, ești alergic, ia vaccinul. Dacă riscul e atât de mare încât să mori, so what? Ai contribuit lumii întregi, adică, ok, ai murit, uite și eu, pot să mor, nu problem, m-am sacrificat pentru voi. M-am sacrificat și am făcut parte din experimentul ăsta. Dar nu pot eu să zic că, vai, experimentează până și mure. Știți ce? Duceți-vă România. Duceți-vă România, că vă știu pe mulți dintre voi care, vai, mergem în România, că face dureri, mă, eu acum prin stomac și așa, cred că, nu știu, de la stres, de la vaccinul ăsta, habar n-am, doar nici mă interesează, că sunt foarte stresat un pic cu aplicația asta. Sunt mulți dintre voi care vă decide să vă duceți în România, să v-ați dus deja, oh-oh-oh. Dar am și o întrebare pentru voi. Vă credeți că România nu o să fie obligator? Sau, stai-mă un pic, că scriu mine și să vă uit. Mă pic, că... Faci și mi-s ușul blocat dintr-o dată gâtul. Vă, sorry. Sunt dintre voi care ziceți, a, păi lasă că dacă am casă unii să stau și un pic mai pe deal, e ok că nu ne mai obligă nimeni. Pe bune, nu vă mai obligă nimeni. Dacă aveți emoți la cumpărături, hai să zici că tot îți trimiți tu pe ceva la cumpărături, dar dacă odată persoana aia nu poate și ai nevoie urgentă, dacă ai nevoie să mergi la spital, ce faci? Ha? Și te găsești când ești vaccinat, ce faci? Voi credeți că în România nu trebuie să vă vaccinați, oameni buni? Voi asta credeți că nu trebuie? Eu zic să vă gândiți mai bine, să judecați mai bine, să calculați mai bine și nu vă lăsați afacerile. Sau ați v-ați luat locuințe în alte țări și acum le părăsiți și mergeți în România, că vezi, oameni, în România. Ce e în România? Aduceți-vă aminte că v-am mai spus, dacă nu v-ați uitat, mă repet acum pentru voi încă o dată. În țările astea late europene, măcar mai ai niște drepturi. În România și pe alea pe care le ai, ți se anulează. Nu le mai ai. Sau ți se iau. Înțelegeți voi? Eu niciodată n-aș lăsa Irlanda pentru România. Niciodată, dar n-am cum. N-ai cum. Aici, de bine, din România e un drept. În România, spuneți-mi ce drept ai. Ce drept ai? Mă duc, îmi ridic o cabană, so what? So what? Vai, nu m-am vaccinat. Ah, am scăpat, sunt războinic, sunt cea mai mare eroină. Ce să povestesc când e vaccinat, ești cea mai mare? Și mulți dintre voi o să aveți de pierdut foarte mult, pentru că vă lăsați afaceri, renunțați la afaceri la care ați lucrat de mult timp, renunțați la idei și obiective care poate le-ați clădit pe atâtea nopți nedormite, pe atâtea gânduri, pe atâtea dureri de stomac, de cap, cu oamenii care își propun ceva în viață și lucrează la asta, își dau seama ce vreau să vorbesc. Nu vorbesc ca de oameni care se pun la somn și ok, pe mine vine ce face, nu. Vorbim de oameni care chiar se interesează de viitorul lor, așa, copilul și așa mai departe. Și mulți dintre voi v-ați clădit pe foarte mult stres și foarte multe riscuri, v-ați clădit unele afaceri sau știu eu ce. Și vi le lăsați, renunțați la ele pentru că, mă duc în România, că aici ne forțează, dar România nu se vă forțează? Sau România nu se vă găsească? Voi v-ați făcut ceva bun, care mă scuzați că vă întreb. V-ați făcut ceva bun, care și credeți că
nu vă mai găsesc. Pentru ce v-ați dori, oameni buni? Spuneți-mi, vă rog frumos și mie. Pentru ce v-ați dori să trăiți mai mult? Oricum murim. Voi nu vreți să acceptați adevărul. V-am spus, vă plac iluziile. Pentru ce vrei tu să trăiești mai mult? Hai să spui că dacă luai vaccinul, mureai într-un an de zile. În cazul în care mor. Dacă nu luai, mai trăiai încă un an în plus, 2 ani. Cu ce te-au stat că ai trăit un an în plus? Cu ce? Acceptați, vă rog frumos, adevărul. Că toți o să murim într-o zi. Indiferent. Că aplicați astea adevărată sau nu. Ascultați la mine că cum pare eu că dacă nu decedează omul ăsta, deși eu îmi doresc, mai bine să nu fie adevărat aplicat stică să moare el. Dar cum pare eu că dacă nu moare sau așa, o să spuneți, a, uite, și ăștia pe să râdiți. Dar nu uitați, nu uitați. Cu aplicație, fără aplicație, noi toți murim. Singurul dezavantaj care e că nu știm când. Da? Și ăsta e un dezavantaj, pentru că nu poți să-ți deschizi un policy life așa, bine, ți-l poți deschide, dar de ce să-ți-l deschizi înainte? Dacă știi când mor, mai bine ți-l deschizi mai cu lună, două înainte, ca să plătești așa mult, dar câștigul să fie mai mare. Înțelegeți, voi? Dar toți murim. Cu aplicație, fără aplicație. Cu vaccin, fără vaccin. Toți murim. Așa că nu vă mai creșteți agonia asta în voi. Nu mai luați decizii greșite, oameni buni. Că o să vă pară rău la un moment dat, dar după aia, it's kind of late, să vin apoi în Irlanda, sau să merg înapoi în Franța, în Germania, în Austria, un pic cam late, că bă, iară trebuie să încep probabil de la zero, iară, știi? Calculați mai bine, cântăriți mai bine. Și vă rog frumos, nu uitați lucrul pe care vi-l spun, oricum îl știți, dar poate nu-l conștientizați. Cum am spus și mă repet și încheu video. Cu aplicația asta fără aplicație, cu vaccin fără vaccin, cu experimente fără experimente, toți o să murim. Toți o să murim. Așa că vă rog frumos, gândiți smart. Dacă puteți, dacă nu, faceți ce vreți, duceți-vă tăți, lăsați-mă numai pe mine în Irlanda, să mă ajungă mie tăți cartofii de la Lidl, no problem. Vă lăs că deja m-am consumat foarte mult și nici măcar nu-s dormite, nici nimic, ați vă așa mari de capul meu, mă duc că până pun și video-ul ăsta, până ajung acasă, până îl încar, până mi-l verifică YouTube-ul, fai de cap, eu cred că mai durează vreo 3 ore, 4 de acum până să-l pun. Și după aia ca să văd că faceți vrăjală de mine, dacă aș fi voi cât e de muncă și cu videourile astea, dar e ok, n-are rost, care nu mai zic nimic, vă lăs oameni buni, așteptăm să vedem, dacă decedează săptămâna asta, omul ăsta, sper să nu, dar dacă se întâmplă, o să vă țin la curent, în cazul în care mai sunt stare să mă registrez, că dacă mă supăr foarte tare, cine să mă registrez, deci mă mai registrez, dar o să vedem, vă țin la curent. Depinde cum o să mă simt și eu, că dacă moare, eu oricum nici are rost. O să mă simt nasol, deja mă simt nasol, când văd că i-a arătat încă două zile numai. Da? Nu știu. Nu. Vorbim. Până una alta aveți grijă de voi și bărfiți-mă și credeți cât vreți, oameni buni, și știți care e chestia. Când simțiți că nu mai aveți ce să mințiți despre mine și nu mai puteți nici să inventați, sunați-mă pe mine, dați-mă telefon și vă mai ajut eu să înfloriți. Știți? Că dacă asta vă satisface pe voi, să mă caracterizați în fel și chip și numai pe mine, pe mulți alții. Și să mințiți și dacă asta vă ridică vă moralul și vă creează o plăcere, așa, o excitare craneană, faceți-o. Faceți-o și v-am zis, când sunteți în lipsă de idei de bârfe și de minciuni și alea, sunați-mă și vă mai dau și o idee. Bun, vă mai dau idei ca să vă simțiți mai bine, să vă sporesc așa iluzia voastră de fericire. Ok? Bine. Până așteptați răspunsul meu, duceți-vă, oameni buni, și vaccinați. Dacă vreți, dacă nu, duceți-vă rămâne. Că Irlanda e ră. Așa? Irlanda e ră. Da? Tu ai părăsit Irlanda, te-ai dus în România și de unde ți-ai intervenit tu? De la social welfare. De Irlanda e ră. Să vă fie rușine. Că mințiți despre țara asta. O să fac eu video în ei, o să explic eu un pic niște diferențe majore între Irlanda și România, pentru că nu vreau ca oamenii ca voi să mințiți și să dezinformați pe cei care vor să vină în Irlanda. Nu, în Irlanda se duce bine, dacă știi cum, și ai un pic de noroc, că îți trebuie și un pic de noroc, mai mult ambiție decât noroc, se poate trăi bine. Că știți voi, e o vorbă, numai că eu o să o fac invers vorba aia. Zice că roata oricum ar fi, ai să întorci, vezi, Doamne. Vezi, dacă ți-e greu România, te gândești, bă, cumva, dacă te gândești la zicala asta, te gândești, mă, trebuie să-mi fie și mie bine, că roata trebuie să întorc, adică n-are cum să fie mai greu. Trebuie să-mi fie și bine. Știți ce? Vă sfătuiesc, am ascultat o melodie și mi-a plăcut două, trei versuri. Atunci când roata nu se mai învârte, că și eu simțăm câteodată că nu se mai învârte, mă zici că nu se mai învârte, zici că alții ziceau că oricât ar fi de pătrat roata, atât se învârte, mă, dar zici că la mine se mai învârte. Zici că numai negativ, negativ. Știți ce am făcut? Am împins eu de, da? E o melodie frumoasă în care spune că am împins eu de roată, bine, era pus în alt context, mă, că eu am luat-o și am pus-o în contextul ăsta meu. Oameni buni, nu mai așteptați să se învârte roata, că nu se învârte nicio roată. Împingeți voi de. Asta înseamnă că
fiți ambițioși și încercați să faceți ceva bun în viața. Dacă vezi, dacă nu, tu vă încolo. Dar nu vă vaccinează nimic. Nimic. Stați așa cum stați. Că parcă vă, dacă mor, și apuc să pun video, ziceți, uite, bă, să vaccinat. Dar eu deja v-am spus, dacă mor, să apic că am făcut parte la experiment. Că poate am contribuit și eu cu ceva, știți? Bun, v-am lăsat că chiar că am făcut lung și video ăsta, deci nu are rost. La nu știu, la mulți ani. La nu știu, la mulți ani.